Început. Sper că mă auziți. Salutare tuturor! 2-10, 2-10. Mă auziți, mă vedeți, e tot în regulă. Salut Robert, salut Marius, salut Alexandru, salut Cristi, salut Andrew. Bun. Merge. Excelent. Asta văn să aud. Uh, Florin, uh, greu de zis, probabil că nu, deși la stresul pe care l-am acumulat sunt șanse, totuși. Salutare tuturor! Bine ați revenit pe un nou live uh, Viron Mocanu, pe canalul Viron Mocanu. Uh, Mi-a fost dor de voi, Chiar mi-a fost dor să, să interacționăm, uh, am fost... Nu v-am răspuns aproape deloc nici pe Discord, nici pe WhatsApp, de fapt nici pe uh, Facebook, pardon. Uh, N-am... Uh, uh, mă rog, am fost prins în uh, meandrele vieții, ca să zic așa, și uh, n-am reușit să mai fac YouTube deloc, dar a fost o decizie pe care n-am luat-o cu plăcere și abia așteptăm să revenim. Adică să mă reîntorc și să reîncepem seriile de live-uri, seriile de cursuri și videourile în general. M-a surprins plăcut faptul că, deși eu n-am mai făcut aproape nimic și când v-am răspuns, v-am răspuns cu întârzieri foarte mari și pe Discord și pe Facebook și pe YouTube și pe oriunde altundeva m-ați mai întrebat lucruri, canalul în sine a crescut ceea ce înseamnă că există în continuare interes pentru asta și asta a fost unul din motivele care m-a motivat, uh, motivat să, să uh, revin cât mai repede, că oricum aș fi revenit. Uh, vara asta a fost plină din multe puncte de vedere, uh, dar uh, și, mă rog, aveam multe planuri inclusiv pentru YouTube, dar s-au întâmplat uh, niște lucruri neprevăzute și. Uh, n-am mai reușit să mă țin de treabă. Însă, partea bună e că toate planurile sunt deja făcute și trebuie doar niște timp investit în a le face să se întâmple. Și zic asta pentru că eu de obicei pierdam mult timp pe planificare apropo de ce să facem pe YouTube în general și am o listă foarte lungă de idei dar acum sunt destul de clare adică lucrurile sunt evidente și abia aștept să mă apuc de el. Bogdan Paul întreabă unde trimite CV și LinkedIn Păi, Bogdan o să-ți dau un link acum de Discord e ideal să le trimiți acolo pe canalul de Evaluat în live pentru că E YouTube nu te lasă să pui linkuri în general, și ar fi fost ideal să le pui aici în chat, dar nu o să te lasă YouTube-ul din motive de securitate aparent. Dar dacă intri pe Discord și ne lași acolo linkul. O să mă uit, o să le au, de data asta lucrurile de evaluat, o să le iau de la cel mai recent, la cel mai vechi și o să fac asta după ce facem un pic de workshop. Astăzi vreau să facem un workshop în care să facem brainstorming pentru un nou site care să înlocuiască practic lista mea de resurse pe care vă tot ceresc de fiecare dată când mă întrebați unde să găsesc cutare și cutare lucru apropo de programare, de design, de front-end, de back-end, de marketing și de multe alte lucruri. E practic un loc unde am strâns foarte multe resurse de calitate și sunt de calitate pentru că m-am uitat personal pe toate, cel puțin atunci când le-am pus, că între timp s-au mai schimbat lucrurile și de asta, este e unul din motivele pentru care vreau să reiau evaluarea documentului respectiv, să fac un pic de curat în, în el. Și m-am gândit că dacă tot fac asta, Inițial mă gândeam să-l păstrez tot în Google Docs, dar în loc să fac asta, mai degrabă aș face un site de sine stătător, ușor de updatat. Practic o să fie un juson în spate care va funcționa pe post de bază de date și pe baza acelui juson o să generăm un, o pagină care va avea niște funcționalități care sper eu să fie utilă pentru voi un document static are destul de multe limitări. Adică, ok, pui o listă de linkuri, pui o poveste, dar nu cred că poți să dai suficient context unui om care vrea să învețe X lucru sau Y lucru, decât dacă ai un document foarte stufos. Și asta ar fi fost o variantă, dar mă gândeam că o altă variantă ar fi să punem lista asta de linkuri într-un context independent de documentul respectiv. Și mă rog, unde o să locuiască efectiv lista de link rămâne de văzut. Dar întâi trebuie să facem niște brainstorming și niște design în Figma. Uh, asta mă aștept să apucăm să facem astăzi și live-ul următor o să continuăm de unde am uh, terminat live-ul ăsta. Așa cum cei dintre voi care v-ați mai uitat la live-urile vechi unde am făcut workshop-uri știți, uh, odată ce ne apucăm de un workshop îl împărțim pe bucăți și în fiecare live lucrăm la elementele din workshopul respectiv și până la final terminăm proiectul astfel încât voi să aveți vizibilitatea asupra întregului proces și de data asta chiar nu m-am pregătit cu nimic adică avem documentul avem sursa de date avem ideea că aș vrea să fie ceva util pentru voi și practic de la voi aștept niște idei astăzi astfel încât să punem documentul ăsta în cea mai bună formă uh, posibilă și să aibă cele mai bune funcționalități pentru voi. Și uh, odată ce uh, uh, facem brainstorming-ul ăsta apropo de idei și de cum, cum ar trebui să fie funcționalitățile, ne apucăm de wireframing, uh, de, uh, deci de partea de arhitectură informațională și UX și după aia de design. Iar designul, dacă nu-l terminăm de data asta, adică azi, o să-l terminăm probabil săptămâna viitoare, că nu vreau să fie foarte complicat. Dar vreau să-l facem în Figma, astfel încât să, din nou, să, să prindeți și voi tot procesul creativ al creării unui site, inclusiv de la ideea de bază, până la lansare și la, eventual, la partea de marketing. Aș vrea să urmărim inclusiv instalarea analytics-ului și setarea, o setarea unor goluri de trafic și uh, lucruri de genul ăsta, asta la final. După ce trecem prin partea de design, de frontend, dacă e nevoie de backend, dar s-ar putea să nu fie nevoie, și după aia uh, lansarea și uh, zona de marketing. Așadar, uh, hai să mă uit pe ce ați mai scris în chat între timp. Înainte să începem, salut Gabriel, Marius zice life first, într-adevăr, e, e o idee bună în general, dar tot mi-ar fi plăcut să pot să jonglez între lucrurile pe care le-am de făcut și să mai intru și pe aici ocazional, dar efectiv n-am avut când, asta Bun. Paul Negru zice, salutare Viol, mă bucur că te-am prins live, m-am apucat de câteva săptămâni să învăț, videole opuse la dispoziție de tine, cât și documentul de pe Google Drive sunt foarte folositoare, mulțumesc. Mă bucur foarte tare, de asta și vreau să îmbunătățim documentul ăla, să-l punem într-o formă mai ușor de urmărit. Um. Marius Bada întreabă, vrei să-l faci cu ceva framework anume sau vanilla? E posibil să folosim un framework, dar nu ceva la care vă așteptați. Adrian Rodulescu, ai nevoie de designer, și un fișier de Figma. Băi, aștept orice fel de sugestii și aici în timpul live-ului, dar și ulterior dacă vrei. Eventual chiar pe fișierul de Figma nu mă deranjează deloc. Adică vreau să facem live-ul ăsta colaborativ, dar putem să lucrăm, adică, probabil că o să iau deciziile finale, dar putem să lucrăm mai, mai mulți oameni în paralel la, la chestia asta și să avem mai multe iterații, dacă e cazul, și să alegem varianta cea mai bună. Deci orice input e binevenit și ca idee aici în chat, dar și ca, nu știu, contribuție practică ulterior. Uh, David Dobândi zice, spor la muncă și sărea faină. Mersi, la fel, David. Sper că îți merge bine. Uh, Marius Badea. Ce părere despre faptul că Figma a fost cumpărat de Adobe? Mă, Adobe, Adobe în general este o companie uh, vestită pentru... adică nu e neapărat vestită pentru achiziții. Am mai cumpărat niște lucruri și uh, pe unele le-a înfrumusețat, ca să zic așa, și pe unele nu. Țin minte că Adobe practic e... Compania care a dus la și la creșterea după, și, și după aia și la dispariția flash-ului din browserele noastre. Pentru cei care sunt mai tineri și nu știu ce e flash-ul, e un fel de iframe sau site-in-site, -site, ca să zic așa, unde puteai face animații mai ușor, în, cu totul alt limbaj față de JavaScript, și care avea multe probleme. Era ca un video cumva. Numai că avea orice format voi, și era interactiv. Doar că, fiind video, n-aveai accesibilitate, n-aveai SEO, aveai probleme de securitate. Cumva, e bine că a dispărut, dar a, a marcat o nevoie a oamenilor creativi din web să se exprime mai mult decât în uh, texte statice și în imagini. Și cumva, din scrumul. Uh, datorat anulării uh, compatibilității cu Flash-ul, uh, deci după ce au fost omorât Flash-ul, practic a reieșit o nouă generație de CSS care uh, și, mă rog, niște funcționalități extra în JavaScript și anume Canva și animațiile în Canva care au uh, suplinit practic lipsurile pe care le avea înainte HTML-ul și css și javascript ca și arhitectură de creare de site-uri. Bun. Salutică, mă bucur că ești aici. Adrian Radulescu, așa, am citit asta deja. Ha ha ha. Alexandru Nițu zice sună tare ideea asta, e foarte tare să ai un loc unde se găsești toate resursele la un loc. Păi cam asta încercăm să facem, documentul ăla este asta, doar că e foarte greu de folosit în momentul ăsta, pentru că de la un punct încolo m-am plictisit să-l mai organizez și am aruncat efectiv linkurile într-o listă, în listele potrivite fiecărui link în parte, doar că categoriile sunt foarte generale și n-ai context pe niciun link. Adică în Aplicația pe care o să o facem împreună astăzi sau de astăzi încolo vreau să încercăm să atribuim un pic de context fiecărei resurse astfel încât să știi la ce te înhami în momentul în care o accesezi și ce vei învăța de pe urma resurse respective sau în fine cât de vastă este resursa aia, sau în fine ce subiect atinge în ce categorii se încadrează, ce dificultate are aproximativ sau în fine raportată la restul resurselor, chestii de genul ăsta. Asta o să încercăm să facem. Adică o să vreau să ne gândim la, to la toate criteriile care vă sunt vă utile în momentul în care alegeți ce, să, ce tutorial să urmăriți, ce resurse să consultați și așa mai departe. Bun. Ia să vedem ce ați mai scris. George Iulian Petre. ti sună bine pentru use case -ul tău, cred. Da, e o variantă interesantă. O, o să o iau în calcul, adică încă n-am decis în ce facem partea funcțională. Salut, Daniel! Artur Alexandru Adam zice salut, poate ai mai întrebarea în vreun moment în care nu eram prezent, așa că îmi scuze dacă o repet, nicio problemă. Ce părere ai de WordPress? Adică tu, de exemplu, îl folosești? De nevoie, da, dar rar, sau din ce în ce mai rar, ca să zic așa. Am făcut, nu știu, zeci de site-uri Nordpress WordPress până acum, eu personal, sau am fost în echipe care au construit site-uri Nordpress WordPress și a avut perioada lui de glorie, dar astăzi... Simt și sunt convins că sunt variante mult mai bune și aproape la fel de folosit, de ușor de folosit, pardon, ca WordPress și cu mult mai puține probleme inerente pe care WordPress-ul le are în momentul ăsta. De la faptul că are foarte mult, adică fiind foarte mare, sunt foarte mulți care sunt interesați să-l spargă și deci ai foarte multe atacuri și probleme de securitate pe de-o parte și pe de altă parte e foarte greu să-l faci optimizat așa cum trebuie. Adică un Core Web Vitals test sau un Lighthouse test pe 99% din WordPress-uri o să aibă scoruri foarte mici. Și, în fine, sunt multe probleme asociate WordPress-ului. Cred că există variante să faci WordPress bine, dar e un pic mai greu decât să folosești alte platforme în ziua de azi. Pe vremuri era mult mai simplu să folosești WordPress decât să scrii de la zero orice, pentru că aveai deja arhitectura unui CMS uh, built-in în, uh, în WordPress. Uh, și era mult mai simplu de lucrat un WordPress decât în Drupal sau în alte CMS-uri vechi sau mai vechi. Uh, doar că na, lucrurile se mai schimbă. Și acum, astăzi, există nenumărate alte variante. Uh, mai bună decât WordPress. Uh, întrebarea este de ce mă întreb de WordPress? Adică, uh, în contextul în care vrei să înveți să faci site-uri în WordPress sau în contextul în care te interesează să, nu știu, uh, evaluezi WordPress în vederea construirii unui site? Adică, dacă clarifici, o să încercăm să îți dăm niște răspunsuri mai pertinente și eu și oamenii din chat. Așa. Uh, Bogdan Paul am trimis pe Discord și abia aștept să primești feedback. Ok, ia să nu uităm unde ai trimis exact. Perfect. Am primit merci. Uh, o să le iau de jos în sus uh, la finalul uh, workshopului și o să evaluăm câte putem. Nu extraordinar de multe, că nu, nu o să vreau să stau foarte, foarte mult în seara asta, în noaptea asta cu voi, dar câteva ore oricum o să stăm. Deci o să evaluăm măcar 3-4 linkuri de la voi. Uh, Alexandru Teodorescu, uh, nu cred că sunt cum ai zis tu că sunt, mulțumesc frumos oricum de gândul bun. Front uh, Frontend Masters e foarte mișto. E unul din locurile unde, dacă vrei neapărat să dai bani ca să înveți frontend, eu aș da bani ca să învăț frontend. Frontend Master și, și Scrimba. Sunt două locuri pe care le recomand fără să-mi clipesc, ca să zic așa. Deci, Și asta și pentru că oamenii de acolo care predau sunt ce trebuie, adică sunt specialiști în domeniu și sunt foarte buni. Și pentru că e destul de challenging, și pentru că e uh, destul de complex. Adică, challenging odată e bine că te face să crești și complexitatea te ajută să-ți fa să faci proiecte bune pentru portofoliu. Așa, Robert Kirculescu, ar fi interesantă librerie de resurse online unde o să poți învăța programare. Mă, găsesc, mă gândesc că în felul ăsta ai putea să vorbești și cu alți oameni din industrie, în așa fel încât să le fie, să le fie ușor. Um. Clarifică un pic ce, la ce te referi prin librărie de resurse online și cum ar funcționa colaborarea asta. Adică nu, nu, nu vizualizezi uh, lucrurile la care te referi. Alexandru Nuițu zice, știu că e destul de common, mai ales în text, să cumpere toate firmele concurente mai mici doar ca să nu mai există concurență. Da, apropo de Figma și de Adobe. Uh, și cred că n-am terminat reantul ăla. Apropo de Figma și de Adobe. Eu sper să nu se strice Figma. Adică ei au promis că nu se strică, nu tot timpul s-au ținut de promisiuni în companiile care au fost cumpărate, că nu prea au avut de ales, dar eu sper să nu se strice Figma, că e păcat. E cel mai bun tool de design de interfață de la ora actuală. Și ar fi chiar foarte păcat să vină Adobe și să facă lucruri nefăcute pe acolo. Robert Kirculescu să contribuie pe alte arei din IT, gen DevOps, Cybersecurity, etc. Bine, acum vorbesc la un nivel mărișor, nu știu dacă o să ai timp, dar ar fi o idee excelentă. Păi, tocmai că resursele ale digitale sunt pe mai multe domenii. Dacă ai apucat să te uiți pe document, o să ne uităm pe el împreună, imediat, ca să evoluăm punctul din care plecăm. Dar tratează foarte multe domenii, foarte multe arii, și sunt resurse acolo, gratuite majoritatea, că ăsta a fost motivul pentru care am creat lista asta de resurse, să fie gratuite sau măcar accesibile. Dar 90% cred că sunt gratuite. Și. O să vreau să păstrăm lucrurile așa. Andreea pardon Sihlanic, scuze dacă ți-am greșit numele de fapt sigur ți l-am greșit prima dată. Hey, got the question, momentan am văzut react and all the good stuff with it. Cred că că ar fi de bună să urmezi cu cursurile de, de la OSU, GitHub. Um, nu știu exact la care te referi, dar uh, uh, învață, dacă îți place React-ul, învață neapărat și Next.js. Pentru că fără Next.js uh, nu prea se mai fac site-uri în React decât mă rog, anumite aplicații care nu au nevoie de uh, partea de uh, rutare atât de complexă și mă rog, ce, toate lucrurile care vin în Nextul în general. Deci Next.js este un framework peste React care e foarte bun și îți recomand să-l să înveți. InVisible zice mică recomandare în legătură cu curățenia documentului de cu resurse ar fi să să pui cât mai, cât mai puține resurse slash limbaje sau, dacă sunt mai multe, să conține informații diferite pentru a nu în generare. Nu vreau neapărat să scurtez lista de resurse, dar vreau să o categorisesc extrem de bine. Adică vreau să fie să facem câte o pagină pentru fiecare disciplină, gen o pagină de front frontend, o pagină de backend, o pagină de design, o pagină de devops, o pagină de securitate, o pagină de marketing și așa mai departe, în care să le grupăm în felul ăsta și eventual să ai o pagină unde, unde o să fie toate, dacă vrei să le vezi na, listate una, una după alta. Dar uh, uh, rămâne de văzut. Fix asta vreau să facem să aducem în discuție felul cum putem să organizăm informația asta. Marius Badea zice, eu am folosit Frontend Masters până m-am angajat și m-a ajutat super mult. Mi se pare că e 10 clase peste cursurile de pe Udemy. Da, confirm. Și Scrimba e similar. Și e, cred că e un pic mai ieftin. Și e și o platformă mișto. Că în timp ce rulează video vezi cum codează omul. Which is great. Ce părere ai de cursul de front-end de pe Treehouse? Am primit acces la un internship pe el și sunt curios de părerea ta. Nici nu știu de cursul de front-end de pe Treehouse, cred că am auzit de el, adică îmi sună cunoscut. Ia să-l caut să vedem despre ce e vorba. nu știu cât dacă e în listă. Uh, și nu cred că e pentru că nu e gratis că câte observa. Adică are free trial, dar în fine. De Treehouse am auzit. E, cred că am și făcut un curs pe Treehouse de mult de tot. Deci nu am nicio părere, nu știu ce să zic despre el. Nu-l cunosc aproape deloc cursul respectiv. Pare rău. Dar îl punem pe listă dacă se poate accesa gratuit. Îndeplinește criteriile. Blest. Salut. Următorul video din seria de învățat când apare. Săptămâna viitoare. Țineți în pumnii. <laughs> Alexandru Teodorescu, mulțumesc de recenzie. Nicio problemă. Marius Bada, îi mai dau șase luni de gratuitate figmei. Băi, nu zi asta, că ar fi trist. Eu am varianta plătită, dar faptul că figma a fost gratis a, 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 fost unul din factorii majori care a contribuit la creșterea popularității lui. Pentru că dacă n-ar fi fost free, ar fi fost foarte mulți designer care n-ar fi apucat să-l testeze. Adică, nu. Mai ales oamenii mai la început de drum chiar n-ar fi avut ocazie să facă asta. Și eu cred că este o greșeală strategică să anulezi friul și ca, pentru că friul e o oportunitate excelentă să testezi produs. Și principiile product led growth pe care Figma le aplică 100% nu îi lasă să anuleze friul deloc. Sunt șanse să-l nărfuiască Adică să-l să facă mai greu să-l folosești free așa cum îl folosești acum. Acum cred că ai trei fișiere sau ceva de genul gratuite și dacă vrei mai multe trebuie să plătești. S-ar putea să reducă la 1 sau să facă mizerii de astea, dar free o să fie oricum. Adică nu mă îndoiesc că... Adică 100% nu o să dispară partea free, asta e clar. Bun. Robert Chiriculescu, fix la asta mă referăm. adică asta aveam în minte când m-am -mi referit la o librărie, ce ai menționat, o pagină de front, o pagină de backend. end a ah, bun, deci mă... suntem pe aceeași pagină, e bine, mă bucur. Așa, am înțeles că și Photoshop va vers o, vers o versiune gratis pe web, wow! <laughs> e, e foarte complicat la Photoshop, pentru că Photoshop prin definiție, dacă faci photo editing, lucrul la care e cel mai, cel mai bun Photoshop, Uh, ai nevoie de foarte multă putere de procesare care nu cred că poate fi încapsulată în browser. Adică s-ar putea să îi trebească un proces separat, uh, s-ar putea să facă server-side la ei procesarea imaginilor, nu știu, uh, dar dacă se va întâmpla chestia asta, nu, o să fie cel puțin interesant. Um, da, e o poveste interesantă cu Photoshop și cum a ajuns el principalul tool de design pe web până în anii 2010, să zicem, după care a început încet, încet să fie înlocuit de altele. Marius întreabă ce limbaj de programare crezi că se integrează mai bine pe partea de testare automată, Java sau Python? Și care limbaj este mai căutat pe partea de testare în România? Uh, Python cred că este cel mai... Adică, e preferatul oamenilor care fac testare automată pentru că e relativ simplu de învățat nu uh, are bariere foarte mari uh, în zona asta și are și foarte multe resurse cu care poți să înveți. Plus că în, pentru Java ai nevoie de, un, de o arhitectură în spate care să... Sub, adică un runtime mult mai puternic decât pentru Python și python fiind mai lightweight uh, e mai la îndemână să faci teste în el. Uh, oamenii pe care îi știu care fac testare automată folosesc Python... sau în folosesc și Python dar folosesc și JavaScript și folosesc uh, orice limbaj le la îndemână, dar pe Java mai puțin. Adică dacă din ce ți-am zis, asta înseamnă că Python e superior. Uh, asta nu înseamnă că nu poți să faci testare și în Java, doar că e mai limitativ din anumite puncte de vedere. Uh, unii care au aplicații în Java n-are sens, sens să facă testare în Python. Adică dacă ai deja aplicații în Java și arhitectura de, de testare ar trebui să fie tot în Java. Deci e căutată Java, dar dacă vorbim exclusiv de testare automată, cred că Python e, e mai căutat ca și limbaj pe care ar trebui să-l stăpânești dacă vrei să faci echi. Așa. Sebastian Capitan, salut, e bine să ai la început o pagină de prezentare cât mai animată pe care pe un CV animat pe, pentru postul de Junior Web Development. Uh, nu știu dacă neapărat animată, cât să demonstrez că poți să fii productiv din prima. Asta înseamnă să ai poate un site personal, deși opțional, dar e neapărat nevoie să ai în portofoliu câteva proiecte, cel puțin, nu știu, 5 proiecte, din care 1 două să fie mai complexe. Eu aș zice, nu știu, 10 proiecte din care vreo două să fie mai complexe sau 3, care să-ți demonstreze abilitățile de dezvoltator și care să demonstreze faptul că poți să faci lucruri tu de unul singur. Pentru că skill-ul ăsta e foarte important pentru cineva care nu are experiență, pentru că asta înseamnă că compania care îl angajează nu mai pierde vremea să te trăinească cu chestiile de bază, ci poate să te bagi direct în pâine și să îți arate arhitectura software pe care uh, trebuie să lucrezi și cumva tu o să devii productiv mult mai repede pentru ei. Și asta e un avantaj, cumva de asta preferă la angajare să ia oameni care au deja uh, un portofoliu bun și demonstrează prin portofoliul la că au experiență, ok. Adică un portofoliu bun este echivalent cu uh, menționarea unei, unei experiențe solide uh, anterior, în momentul în care uh, un recrutor vine pe profilul tău de LinkedIn sau pe CV-ul tău și ți-l vede. Andrei Chioran, prefer să folosești media query cu telu în HTML direct sau, cu, sau, varianta cu clase custom și fișier separat de CSS? Mm -hmm. Um, dacă folosesc tailwind, 100% folosesc și un build system. Dacă, dacă construiesc arhitectura unei, uh, unui front-end mai complex, nu trebuie neapărat să folosesc tailwind. Însă. Adică am lucrat recent pe un proiect pe care momentan nu pot să vi-l arăt uh, și care e unul din motivele pentru care am cam chilit pe aici pe YouTube. <laughs> Care nu e făcut deloc în Teluin, e făcut în SCSS Custom 100%. Și cumva a ieșit SCSS-ul respectiv mult mai compact pentru o aplicație de talie asta, pe care o să vedeți, o să vă explic când o să pot să vorbesc despre asta. Deci, a ieșit mult mai compact, așa, decât dacă aș fi folosit Teluin, deși Tailwind e mult mai expresiv, adică uh, în tailwind poți face aproape orice și are tree-shaking și uh, code-splitting și poți să reduci clasele la alea pe care le folosești, dar am ales să nu poluez HTML-ul cu 70 de clase pe fiecare element pentru că uh, clasele funcționale sunt bune când faci prototyping rapid, site-ul la care am lucrat eu nu are nevoie să facă uh, prototyping rapid pentru că template sunt bătute în cuie, adică alea sunt. O să se schimbe foarte puțin în timp și oricum cei care mențin proiectul o să, pot să, o să poată să îl modifice modificând SCS-ul făcut de mine. Dar ca idee nu, nu folosesc tot timpul Tailwind, dar dacă trebuie ca site-ul pe care îl dezvolți să și adauge layout noi treptat în timp pe care tu nu neapărat le, le poți controla din prima, atunci are sens să folosești el în să facă rapid prototyping oamenii care fac site-ul respectiv. Um, că e o decizie de la un proiect la altul. Ok, hai că am terminat chat -ul. hai să ne apucăm de treabă. <laughs> ca să nu treacă, a trecut deja jumătate de oră și n-am intrat în pâină. Așadar, să intrăm în pâină. Așa, ar trebui să mă vedeți pe mine în dreapta aici jos și tot restul, adică site-ul la care mă uit acum în restul ecranului și acest site e site-ul unui, unui typeface practic, e de la Braille Institute care e un institut care se ocupă de accesibilitate de mai multe feluri și inclusiv pe web. Uh, Bell Institute practic a creat un typeface care uh, zic ei că este uh, un typeface hyper legible, Deci un typeface care este foarte vizibil, e foarte ușor de citit. Mi se pare un typeface interesant de folosit în designul nostru. Uh, e una din, una din puținele lucruri pe care le-am ales înainte de live-ul ăsta. Uh, și cumva mă rog, arată binișor. Ei zic, explic aici povestea typeface-ului că atunci când nu vezi bine și vezi blurry practic fonturile, un typeface bine conturat și cu lucruri care scot în evidență forma literelor nu te lasă să greșești între un B și un 8, spre exemplu. Pentru că B-ul e foarte centrat, pe, adică foarte axat pe stânga și 8-ul e foarte centrat și chestia asta se vede foarte clar. Plus că optul are partea de sus mai mică. În fine, sunt o fel de detalii tipografice care ajută să identifici simbolurile chiar dacă nu vezi bine. Uh, uite, asta e un unul care are o căciulă din asta foarte pronunțată pe stânga, ca să știi că e unu. I-ul are uh, e, e serif cumva, adică are și uh, serif efectiv și sus și jos și pe ambele părți. Iul e și el parțial serif pentru care că uh, căciula asta pe stânga, dar are și un punct sus și e mult mai mic decât unul ca să nu fie confundat acolo. Iar lăul are o mică, de obicei lăurile în uh, fonturile foarte serif, foarte sans serif, pardon, adică foarte umaniste cum e asta, uh, curate așa și uh, desenate fără prea multe uh, linii drepte. Uh, I-au adăugat lui o codiță aici în dreapta jos ca să tot așa să fie ușor de identificat. Zero are dungă din asta diagonală și așa mai departe. Mă rog, dacă sunteți curioși, ăsta e fontul. Puteți să citeți detalii pe, direct pe site-ul lor. Și practic asta a fost prima alegere pe care am făcut-o pentru viitorul nostru site. Din fericire, Figma suportă acest font by default ceea ce e perfect. Am uh, bifat o chestie. A doua chestie interesantă ar fi stilul designului, uh, sau în fine direcția de design ca să zic așa uh, și pentru asta recunosc că uh, rare ori sunt eu suficient de creativ încât să vin cu ceva complet nou de la zero din imaginația mea și atât. De obicei mă inspir din uh, ce au făcut alți oameni. Uh, genul ăsta de, de, design foarte minimalist, text-based și cu fundal închis și text simplu cumva peste și cu linii drepte și albe. Mi se pare interesant, mi se pare că se potrivește și cu felul cum arată brandingul canalului. Nu care avea neapărat vreo legătură directă, dar în fine, e, e în direcția care îmi place, ca să zic așa. Și cred că putem să ne inspirăm din ce au făcut băieții ăștia aici cum să zic, inspirație înseamnă că ei ce ți se pare mai bun dintr-un loc, după l reinterpretezi și îl folosești conform cu experiența și cu nevoile proiectului. Experiența ta și nevoile proiectului. Asta înseamnă că nu o să arate lucrurile unul la unul, deci nu vă așteptați să în momentul în care furăm design de aici să îl furăm exact așa cum e furăm ideea din spate și după aia o adaptăm în funcție de ce avem noi nevoie. Dar, în fine, asta era, o, era una din, din direcții pe care, la care m-am gândit dinainte. Și mă rog, am mai căutat pe, pe, și pe Behance și pe Dribble tot fel de uh, variante. N-am găsit ceva pentru listă de resurse, adică fix ce vrem, ce vrem noi să facem. O listă de uh, linkuri sau în fine, o listă de elemente utile și cumva ne găsim nimic, înseamnă că avem libertatea să creem noi ce funcționalități vrem din prima. Asta înseamnă că mă bazez pe voi. Bun. Ăsta e documentul în Figma în care lucrez acum. O să vă dau și share dacă vreți. Can access copy link Scuze, cred că se simt un pic în voce, sunt un pic grecit. Sau am fost un pic grecit acum mi-a trecut aproape de tot. Deci... Da, s-ar putea să se simtă în voce și o să mai... Uh, o să mai dreg voce ocazional. Sorry o uh, Între timp mi-ați mai scris niște lucruri, ia să vedem. Cătălin Benza. Salut pentru un inter și pe fronte e nevoie de portofoliu. 100%. Deci frontend-ul este cel mai printre cele mai ofertante zone unde poți să-ți faci portofoliu. frontend-ul, frontend designul și încă câteva discipline din asta. Pe altele, cum e backend-ul, e mai greu să-ți faci portofoliu, dar e aproape la fel de simplu. Pe altele, cum e marketing e și mai greu să-ți faci portofoliu, dar, în fine, se găsesc variante. Um, sau dacă nu o să faci portofoliu scrie niște studii de caz sau în fine uh, da niște exemple niște cifre niște chestii concrete din ce ai mai puca să faci de unul singur sau de una singură. Um, portofoliu în general în ap sau hai să nu zicem în absolut în 99 din joburile din IT e necesar chiar dacă ai experiență deja ba chiar dacă ai experiență deja și n-ai portofoliu ai un mic handicap. Pentru că omul care îți vede experiența are încredere în experiența ta, să zicem, dar uh, e, e mult mai ușor să vadă abilitățile cuiva care are o portofoliu uh, decât dacă decât are cuiva care nu are evident. Așa. Daniel Mereuță va fi un low-fi design sau mergi până la high fi și prototyping? Um, prototyping nu cred că o să facem, deși vedem, s-ar putea să ajungem acolo. Uh, vreau să facem întâi brainstorming pe funcționalități și să facem o listă de funcționalități, după care vreau să facem uh, un set de wireframe-uri generice așa, după care o să facem uh, high fidelity design, și s-ar putea să ne oprim acolo sau s-ar putea să facem basic prototyping pentru niște chestii dacă vreți voi. Adică eu nu simt nevoia că tot eu implementez sau implementăm împreună dar eu codez propriu-zis așa că nu cred că cumva prototyping e util pentru a informa oamenii care implementează despre cum ar trebui să funcționeze un lucru sau altul. Dacă e, aceleași, e aceeași persoană care face design și frontend nu prea mai are sens, dar uh, dacă vreți voi, repet, să explorăm partea asta de prototyping, putem să o explorăm un pic. Măcar așa la suprafață. File not found. Either this file doesn't exist or you don't have permission to view it. Ok, hai să schimb permisiunile atunci. Uh, anyone with the link can view. Mai încerc o dată și inițial o să fie can view și la finalul live-ului o să vă dau și detul de editat dar uh, o să vă rog să nu vă să nu don't go overboard adică nu vă bă, nu ștergeți nimic dar nu știu faceți item noi și uh, lăsați sugestii dacă vreți. Bun hai să vedem uh, E prima dată când uh, vă invit din, de la început în, uh, Discord, în uh, Figma, pardon. Deci o să vă văd aici, o să fie interesant. Bun. Uh, ziceam că facem o listă de... Uh, ăsta e typeface înainte să mergem mai departe. E Atkinson Hyperlegible. Uh, nu știu dacă pot să măresc uh, interfața de la Figma. O secundă, poate pot să dau un zoom din asta e, e mai ok așa adică voi vedeți interfața sau uh, nu simțiți nevoia să dau zoom mă interesează dacă vedeți uh, sidebar-urile că -ar putea să fie fi util ocazional. Bun dacă e ok atunci hai să mergem mai departe uh, ziceam că asta e typeface-ul este Atkinson Hyperlegible uh, Asta de sus e bold, asta de jos e normal. Deci asta e alegerea fontului. Hai să facem o listă de idei. Deci prima este typeface și al doilea este ideas. În lista asta de idei trebuie să evaluăm întâi documentul, adică ăsta. Ca să vedem ce avem în momentul ăsta. Aici, clar, o să dau un zoom. Și pot să vă dau din nou și share în caz că vreți să-l vedeți. Uh, Alexandru Nițu, dacă dai full screen la Windows de. la YouTube se vede. <coughs> uh, te referi să la faptul că ar trebui să scot uh, bara de sus și de jos, nu? Și să vedeți toată interfața. Uh, aș putea să fac asta când ne întoarcem în Figma. Așa, Daniel să adică mai exact dacă design e influențat de tools folosite în development. Uh, nu știu la ce te referi, dar n-ar trebui să fie, nu. Adică po fi, designul poate fi oricum. Asta vreau să zic. Putem să facem orice fel de design, astfel încât să rezolve problema, că până la urmă despre asta e vorba în design. Designul, în primul și în primul rând, nu este artă. Arta e mai mult o expresie a realității văzută prin ochii artistului, sau o expresie a imaginației văzută prin ochii artistului. Designul nu este asta. Nu este uh, egoist deloc. Designul este bazat pe rezolvarea unei probleme pentru toată lumea care are parte de designul respectiv. Așadar, ce vrem noi să rezolvăm este să vă facem o viață mai ușoară în momentul în care veți să parcurgeți acest document sau, în fine, un document ca asta, cu foarte multe linkuri și resurse. Practic, fiind foarte, foarte multe linkuri, și aici nu glumesc, chiar sunt foarte multe linkuri, la un moment dat mi-a dat Google Docs. Adică îmi dă constant warning-uri că se încarecă greu, fiindcă sunt multe link -uri. și Ocazional, cred că unul sau două site-uri din lista asta au fost și hecuite și m-a anunțat că documentul este dubios pentru că am unul sau două link -uri. sau, în fine, am niște linkuri dubioase în document. Dar, între timp, pare că s-a rezolvat problema. Am făcut apel la, la Google și pare că nu mai sunt probleme de asta. Dar. În fine, o să observați că prima parte, asta care reprezintă cursul, e foarte bine structurată cât de cât și dă și un pic de context, ceea ce înseamnă că aș fi put putut să fac și restul documentului așa. Adică structurează pe categorii de învățare. E introducere și parte de HTML în prima pagină, a doua pagină CSS și special effects, i-am zis eu, adică animații și web fonts și chestii de genul ăsta. Cursul 3 este un quiz, dar tratează și inclusiv tooluri, adică ideuri, cum se folosește Git-ul, FTP-ul. Pe vremea aia lucram cu FTP-ul când am făcut prima dată tutorialul ăsta. Semantică, standard de validare și mobile first. Pe vremea aia era o chestie foarte nouă pe vremea când am, am făcut prima dată uh, documentul ăsta. După care, real world problems, adică accesibilitate, usability uh, și uh, psd to HTML. <laughs> deci, Photoshop 1 nouă. On. Uh, acest Photoshop evident e învechit și o să dispară din referințele noului uh, site, dar uh, sunt niște resurse aici care te ajută să transformi PSD-ul în HTML. În fine. Și am zis că Photoshop-ul lui Discontinuate, îl voi Switching into Figma, așa. Și al cincilea curs era un proiect, opa, n-am vrut să fac asta, inclusiv un examen, aveți aici linkuri dacă sunteți curioși, și vorbea despre SAS, despre templating în general, despre workflow și standarde de workflow, și despre tutoriale despre cum să faci site-uri cu totul sau, în fine, tutoriale ceva mai complexe după care cum să-ți testezi site-urile, după care resurse adiționale de citit și de bookmarkuit pentru referință ulterioară și după aia cam aici s -a terminat prima parte și după aia am zis, bă, da, mai am niște link-uri de adăugat, unde le bag? Și am, le-am aruncat pe toate unde am putut. Aici am încercat să fac o pagină cu niște liste sau alte liste făcute de alții și o să ne uităm mai pe ele un pic să vedem ce la ce soluție au ajuns alții să organizeze genul ăsta de resurse foarte multe și foarte lungi. Um, așa le-am deschis pe toate. Apoi um, am separat complet partea de JavaScript de, front, de, HTML și CSS și aici, practic, e pagina dedicată JavaScriptului, care este hiper densă și plină de linkuri. Și de asta am simțit la un moment dat nevoia ca pe lângă pagina asta să fac un document separat pe care îl găsiți aici. să vă dau link-ul acum care se, e practic o distilare a paginii respective și o ordonare a, lin, a resurselor așa cum trebuie. Adică Introduction to JavaScript cu first steps, algorithm practice, cursuri și tutoriale, ușoare, medii și grele. Adică cam așa aș vrea să fie organizat și uh, site-ul nostru pe care îl desenăm acum. Doar că nu atât de static și de liniar. Asta, asta e partea interesantă pe care o să vreau să o schimb. Uh, Și aici uh, sunt resurse care țin mai mult de Vue, Next, de Nux, în TypeScript și Node, deci fără React și fără Angular și fără alte framework-uri. Deși, în fine, sunt niște și niște chestii utile și comune, adică TypeScript-ul, spre exemplu, e foarte util indiferent ce framework folosești și apoi alte resurse uh, care sunt tot, tot așa generice. Bun. Revenim la documentul nostru original. Să mă întorc la pagina pe care eram cu JavaScript. Așa. Asta este o pagină pentru Vue.js, pentru că, din nou, am avut nevoie de această pagină. Resursele de aici sunt ales inițial de colegul meu Ștefan Galescu, care a, sau e omul responsabil de vreo 80% din codebase 87% din codebase-ul site-ului public, al companiei la care lucrez, care a construit în Vue și în Next. Și are și resurse de tailwind, în fine. Și apoi, toate celelalte categorii, între ghilimele, sunt un titlu și o listă de linkuri. Pentru că n-am mai avut răbdare să le organizez și să le dau context. Getting Hired cuprinde tot ce te-ar putea ajuta să treci de interviuri, să ai un portofoliu mai bun, un CV mai bun, cum să-ți negociezi salariul, cum să. în fine, chestii de genul ăsta. Despre interviu, despre salariu, despre negociere, despre. Uh, teste tehnice și așa mai departe. Apoi, uh, astăzi pentru recrutori, uh, sunt niște uh, resurse pe care le-am făcut eu inițial, dar nu numai, sunt și niște videouri și uh, uh, articole destul de utile dacă ești recrutor și vrei să te îmbunătățești. Apoi, cum să fii un programator mai bun? Aici este. Aici e o listă lungă, <gântuia> pentru că programatorii buni au foarte multe de învățat. Și e complet dezorganizată lista asta, ceea ce e nasol. Apoi uh, uh, ce am mai pus aici? Useful free APIs, asta e o chestie foarte random care nu are legătură cu resurse de învățare, are legătură cu resurse utile în momentul în care ești programator sau backend sau whatever și vrei să te folosești din niște API-uri publice. Apoi Workflow work Project Management, aici am pus doar două linkuri, deși aș fi avut mai multe. Dar, în fine, n-am, avut timp să le adaug. Nu știu pe unde sunt, trebuie să le găsesc, le-am ascunse pe undeva. Resurse de QA. Resurse de marketing digital, aici am fost un pic mai bine organizat. Le-am pus așa pe SEO, pe PPC, pe, pe adică performance, nu știu, am pus doar trei linkuri, dar în fine sunt destul de puternice. Marketing și business strategy, data science, diverse. Apoi front-end performance and optimization, care cumva se suprapune peste uh, pagina asta de mai sus, da? care are deja o listă de resurse de testare. Așa. Uite, asta e una din problemele. A, ah, gata, a mers. Ok. Deci, challenge sites sunt site-uri pe care poți să te challengești să înveți mai bine. Asta e cumva o subcategorie din Being a Better Programmer. N-are ce să caute de sine stătător, dar în fine. Blockchain development, la fel, ține de development. Linux și DevOps e o categorie sub, o separată, într-adevăr. Python, din nou, ține de development. Ruby, Golang. Aici deja am zis. bă, Uh, aia e. o să pun cât un limbaj, uh, adică putin cu un limbaj și se cu oamenii să se orienteze. Deci uh, genul ăsta de dezorganizare trebuie <laughs> remediată, cu siguranță. Uh, PHP, Java, SQL, NoSQL, Game Development și aici din nou sunt niște mici subcategorii. Uh, alte aspecte tehnici, uh, asta ar trebui să fie o categorie dedicată cu cybersecurity unde sunt multe resurse, pentru că da, am avut ocazia să strâng, fiindcă lucrez într-o companie de cyber security, uh, design și UX, copywriting, antreprenoriat, engleză, <laughs> sfaturi de viață, adică, na, sunt, e o listă lungă. Bun. Cum o organizăm? De fapt, cum v-ar fi vă util să o organizăm? aici sunt curios. Um, în primul rând, cred că ar trebui să ne uităm pe ce au făcut alții și să furăm idei de acolo și după aia să îmbogățim cu idei originale de la voi. Ce părere aveți? Ia să vedem ce ați mai scris pe chat. Uh, Marius Bada, ai putea să pui ceva filtre pe site? Free paid language? Absolut. Deci o să există mai multe tipuri de taguri sau de label-uri, dacă vrei pe fiecare resursă în parte. O să vreau să te dacă e free sau nu clar, o să vreau să te dacă, este, dacă aparține de un limbaj anume sau este language agnostic, dacă e vorba de programare. O să vreau să te dacă e pentru începători, mediu sau avansați. O să vreau să te multe lucruri. Deci da, clar, ne trebuie un sistem de tagging. Asta e fără discuție. Uh, Alexandru Mărăș, o listă frumoasă pe categorii cu filtre, paid free. Da, uh, doar că e un pic simplist. Eu aș vrea ceva care să ajute omul care parcurge lista asta să știe unde a ajuns. Și pentru asta bănesc o să avem nevoie de o variantă în care cineva poate să dea un checkbox, să, să marcheze un checkbox pe fiecare resurs în parte, să zică că pe asta am făcut -o. Mă gândesc. E o idee. Uh, hai să strângem aceste idei, să le centralizăm aici. Deci, am zis așa. Um, tagging uh, pe mai multe dimensiuni. Free, paid, uh, limbaj, etc. Ia să facem acest idee un auto layout. Și să-l facem așa. Uh, pe lângă tagging am mai zis uh, bifarea dacă nu-mi place cum e organizat asta, așa. Bifarea uh, resurselor pe măsură ce treci prin ele. Așa. Uh, listare simplă a tuturor linkurilor pe categorii subcategorii. Bun. Uh, aici o să trecem un sub-item This spade. Oh, să punem așa A, ah, dar nu cred că merge, merge așa uh limbaj, uh, începotori, soți, deci dificultate, practic, utilizatorul se găsește repede ce caută, mă gândesc la ceva navigație clară, chiar dacă va deveni stufos. Uh, e clar, da, că o să avem nevoie de uh, search global plus filtre global pe listă. Atunci, probabil, o să fie și un login page pentru a avea acele checkboxes. Da, probabil. Sau le facem uh, uh, browser, adică legată de browser, deși cred că ar fi mai sexy să fie cu logare prin cu contul de Google sau o treabă de asta. Așa, și asta înseamnă că e nevoie de Google Login pentru stocarea resurselor deja făcute. Așa, uh, m-a întrebat ceva Adi mai sus. Salut Virol, ce șanse am să mă angajez ca junior PHP la Rival Developer fără facultate? Am început să învăț de pe LaraCast și îmi place foarte mult, acolo și mă apuc de proiecte personal. 100%. Uh, nu -ți trebuie deloc facultate pentru aproape niciun job în IT decât poate dacă vrei să fii manager într-o companie scorțoasă și slash multinațională cu principii și unul din principiile alea e ca oamenii care sunt în management să aibă MB. În <laughs> rest, există companii unde recrutarea se face bazându-se pe facultăți, facultățile absolvite, fie pentru internship, pentru că recrutează exclusiv din facultăți, fie așa, random, dar majoritatea companiilor nu țin cont neapărat de facultate, țin cont de ce știi să faci, ceea ce mi se pare foarte sănătos, sincer. O secundă, vă rog, pauză de apă, mă scuzați. Gata. De fapt, mai am o chestie mică de făcut. Right. Uh, a intrat cineva și de pe Facebook, văd. Daniel Meroță, interesant live-ul tău de astăzi. În stadiul ăsta mă aflu acum cu disertația UX UI proiectului. Abia aștept să mai, să învă, mai învăț ceva. Mă bucur. A. A, o secundă că își otește cineva în cască. Ce zici? Mulțumesc, Carmen. A, așa. <coughs> ok. A ce mai ce? etică? Apropo de malware link, să nu uiți să pui un mail pentru... Mail tu pentru reports, da. Mersi de idee, Așa, deci Adi, full speed ahead, go for it. Uh, N-ai nevoie de facultate, ai nevoie doar să ai un portofoliu ca lumea pentru primul job. Așa, ia să nu sar peste comentarii. Pon user, salutare, petișor aici, pentru fiecare categorie să fie o pagină separată. Uh, da, corect. Așa, în primul rând, utilizatorul, așa am citit asta, tagging-ul poate să fie diferențiat prin diferite culori, da, clar. Marius Badea, și să poți băga la favorite ce vrei să urmărești next, da. Dacă tot avem login, Să-ți poți face propriul program de învățare, practic. Așa. Lucian Ștefan. Salut, Viorel. Poți da câteva exemple de proiecte măricele pentru un junior, strict din punctul tău de vedere? Mă refer la funcționalități, dar și tehnologii. Tehnologia contează mai puțin atât timp cât, își, cât proiectul își face treaba. Și poți să... Exemplele pe care le dau de obicei în, în, zona asta sunt așa. Fie te gândești că ești un antreprenor și ai startup-ul tău și inventezi tu un, o aplicație, un site, ceva, pe care îl faci complet, deci cu toate paginile și cu aproape toate funcționalitățile, dacă ți-e greu să faci toate funcționalitățile. Și poate fi și statice, dacă vrei, dacă vrei să te accesi mai degrabă pe HTML, CSS și uh, zona de prezentare sau poate să fie mai mulți funcționalități decât design, dacă vrei să te concentrezi mai mult pe JavaScript și pe programare. Ideea e să acoperi mai multe lucruri și să faci tot proiectul cap-coadă tu. În plus, sau pe lângă ideea asta, ar mai fi ideea reproducerii unui site existent, tot așa cu funcționalități respectiv cu design, dacă e cazul refacerea unui site existent, ba chiar îmbunătățirea lui, adică, ok, ai un site prost și tu îi faci o variantă mai bună, ceea ce e foarte, foarte tare și dă foarte bine într-un portofoliu și într-un CV sau o chestie de genul ăsta. Un fel de versiunea ta de, nu știu, site-ul nu știu cum e minister, sau site-ul ANAF sau, în fine, pe asta de obicei îmi place să le dau ca exemplu. Uh... Sau și mai miștor ar fi să re chiar să rezolvi o problemă reală, asta ar fi cea mai tare chestie. Adică tu ai o problemă reală uh, și poți să o rezolvi printr-un proiect pe care îl faci. Proiectul ăla, dacă îl pui în portofoliu, ai un punct excelent de discuție pentru interviu, pentru că omul uh, care află că tu ți-ai făcut proiectul ăla pentru propria ta, adică pentru rezolvarea unei probleme reale, și poți să-l folosești tu, poți să folosești și alții. Uh, Aplicație respectivă, atunci e absolut genial. Evident, chestiile astea sunt grele, adică nu mă aștept ca toți aplicanții și toți oamenii pe care am... Accep... adică oamenii pe care am acceptat până acum la interviu și cărora le-am oferit joburi în toată cariera mea, sunt foarte puțini care au avut genul ăsta de proiecte. Dar ăia sunt instant accept, adică genul ăsta de proiecte îți oferă o șansă maximă de angajare apropo de rezolvarea unei probleme reale, la asta mă refer. Restul oamenilor pe care am angajat până acum au dovedit inițiativă, talent, deschidere, interes și uh, niște cunoștințe de bază, măcar uh, pentru nivelul de entry level mă refer, uh, pe care le-am și văzut reflectat în proiectele din portofoliu, care nu trebuie să fie hiper complexe, dar trebuie să văd că te descurci și că poți să duci uh, tot life-cycle-ul unui proiect de la început până la final, inclusiv deploy. Adică e, e nice to have, dar e util pentru un developer să știe chestiile astea. Bun. Uh, ce ați mai zis în chat... Andrei Alin Sihlanic. Ceva implementare de mandatory asupra linkului. Da, clar. Cred că intă tot la tagging aici. Așa. Tică, Firebase dacă nu vezi te complici, dar se complică treaba, eu zic în V2. <laughs> Vedem. Inițial, cred că ne descurcăm cu Jason. Trif linkul cu ce prezentai până la cursul 5 e downloadabil. Uh, nu știu la ce te referi. La asta te referi? Cătălin întreabă, ai fost la Facultatea de Matematică și Informatică, ai avut timp să te angajezi în timpul facultății? Păi, femeiul a fost a patra facultate pe care am început-o și am și terminat-o, dar încă n-am dat licența. Și am făcut-o la ID. Deci, și intenționat am făcut-o la ID ca să pot să muncesc în timpul ăsta și să-mi dedic cât mai puțin timp facultății. Deci da, răspunsul e da. Dar dacă o faci la zi, e un pic mai greu. Nu e imposibil, e în primul mai greu, cel puțin în anul 1 e mai greu. În anul 2 e mai fezabil, în anul 3 100% se poate să te, să te și angajezi. Uh, Andrei Lin Sihlanic, scuze, tot timpul am probleme cu... E textul foarte mic și e mai greu de citit și e un, ai un nume unic pe care nu l-am mai întâlnit până acum. Dacă tot e vorba de favorites, ar fi interesat similar topics, de exemplu JS stuff și la sugestii link de frameworks. Aici intrăm în legături între referințe și mai mult decât tagging e complicat de făcut. Dar putem să ne bazăm pe tagging. Adică dacă un. putem să luăm lista de similare din felul cum e taguit o, o resursă față de altă resursă. Dacă două resurse au foarte multe taguri similare sau măcar un tag similar, atunci putem să zicem că putem să recomandăm resurse. Deci. Ia. Să zicem. E o idee nice to have, dar o punem aici că în brainstorming, ca să învățați de la mine, Brainstormingul e procesul pe, prin care adun idei fără ca niciuna, niciuna din idei să fie uh, greșită. Adică nu evaluăm uh, calitatea ideilor, pur și simplu le punem pe listă și după aia le discutăm. Că s-ar putea ca unele idei care par foarte proaste la început, pe măsură ce evaluăm situația, să își schimbe natura și contextul. Și e păcat, adică e și o chestie a creierului, că în momentul în care vii cu idei noi, dacă cineva te taxează și te pune la punct și zice nu e bine, e proastă ideea, stai jos patru, <laughs> creierul tău se intră în defensivă și nu mai vrea să vină cu lucruri noi și creative. Deci, generați de idei că le punem pe listă și după aia le tăiem dacă e nevoie. Bogdan Voicu, care e plaja de salariu pentru un manager de proiect la o companie de IT? Project managementul e relativ bine plătit. Uh, junior project manager uh, nu atât de bine. Adică un om la început de drum ar putea să ia, nu știu, 3, 4, 5.000 de lei maxim în primii ani, uh, după care, pe măsură ce crește în experiență, poate să-și dubleze suma asta sau, și, sau chiar să-și o tripleze. Uh, în mai mulți ani, adică, nu știu, în 7-80 ani, probabil că poți să ajungi la 15.000 de lei. Bogdan Voicu. Da, am înțeles, S -s manager de proiect. Așa, tică zice, eu zic că loginul să fie V2. Da, da, nu e nicio problemă. Da, ți-am zis, punem ideile pe listă și o să le separăm după aia în versiune. Așa, Petre Gabriel, putem contribui și noi cu cod? Bineînțeles, fără probleme. Mă mai scuzați o secundă, o să am nevoie să fac așa. Tum, tum, tum. Unde ești mă? Nu e asta, o secundă, așa, și o să mă dau o secundă pe mute, că nu vreți să auziți ce urmează. Bun, scuze, uh, sunt răcit în continuare încă un pic. Așa. Extreme Pond, salutare, bine ai revenit pe live, mă bucur să te am aici. Bun. Uh. Am un proiect mare și profesorii mi-au zis că sunt nebun. <laughs> Problema profesorilor. Ziceam de Firebase, zice tică, pentru favorite, login și progress. Uh, ok. <clears throat> good idea. Așa, extreme Pone. Pentru manager, plaja, plaja e foarte mare. Între să zicem la început 2000 de euro net. Uh, la început, la, deci ca junior project manager, nu o să ai 2000 de euro net. O să ai câteva, câteva mii de lei uh, din experiența mea. Dar, într-adevăr, uh, cum să zic, în unele companii, project manager sunt plătiți mai bine ca programatori. În alte companii e invers, dar depinde foarte mult de gradul de senioritate și de ce fel de proiect managești. Dar, într-adevăr, plafonul superior e destul de mare. și da, depinde de companie, de cum negociezi și de faptul că ai sau nu acțiuni. De acord. Uh, Inferno Alex, ce facultate ai făcut și ce facultate se recomandă să dau? Pot să fac orice facultate și să profesez lejer în IT, deja știu c -S -S -S. Îți trebuie niște punctuații aici, nu ce vrei să zici. Hai să luăm pe rând. Ce facultate ai făcut? Automatică și calculatoare la Poli, marketing la uh, ASE, uh, marketing la Spiro Haret și informatică la Universitatea București. Pe asta l-am început. Determinat am terminat ultimele două. Uh, și licența am doar, la, doar de la marketing, uh, de la info încă n-am dat licență. Bun. Ce facultate se recomandă sau pot să fac orice facultate și să profesez lejer în IT? Da poți să faci orice facultate și să profesezi lejer în IT, e bine să faci o facultate tehnică pentru că îți dezvoltă gândirea și o să-ți fie mult mai ușor să te adaptezi la domeniu și faptul că știi, o să știi engleză și așa mai departe o să te ajute foarte mult și în general în facultățile astea îți dezvolți și abilități de engleză și abilități de uh, gândire tehnică și logică și așa mai departe, deci e o idee bună să faci, dar nu e musăi. Adică dacă n-ai făcut o facultate tehnică, nu e ca și cum n-ai nicio șansă să te angajezi. Nu, departe de, de chestia asta. deja știu C Sharp cu ESP, .NET MVC și, așa, și React. Și acum vreau să învăț Quick ce părere ai. E o idee foarte bună. Bagă mare. fă portofolii cu toate tehnologiile pe care le-am menționat. Adică proiect în portofoliu și o să fie ok. <coughs> Așa. Sebastian Capitan, review sau recomandări? Da, eu e de bună review. Review cu steluțe. Pe fiecare resursă. o secundă să transform typeface ul astea un pic și să punem și un titlu. Așa. Poate un buton de share. Uh, share pe fiecare resursă sau share pe tot, pe tot site-ul? Că pe tot site-ul nu prea are sens, ca ai, iei link și îl dai mai departe. Pe fiecare resursă ar putea să aibă sens. Uh, ai mai putea să faci share pe listele custom. Maybe. Salut, Lorențiu. Bine v-am regăsit. Așa. Dacă primesc 5 pentru idee, sunt fericit. <laughs> da. Uh... Orice idee e binevenită dacă te adresezi cu trebuie, în principiu. Extreme Pons zice, eu sunt de părere că e bine să ajungi manager când ai multă experiență în IT, plus 5 ani. Nu cred că poți să fii junior ca project manager. Să știi că am mai găsit exemple de genul ăsta. Adică au fost oameni care au terminat niște cursuri de scrum, să zicem, și de agile și s-au angajat project manager uh, junior. Se întâmplă și pentru genul ăsta de angajări salariile nu sunt fantastice, dar se încadrează în jur de nu știu, de euro, cam așa. Extrem important, pe zice pentru că trebuie să știi cum funcționează lucrurile din poziția asta, evident. Altfel fel genul de manager care întreabă când e gata și se uită în Excel ca să întreagă ce se întâmplă pe proiecte. Nu neapărat, că atunci când faci onboarding-ul poți să te familiarizezi cu proiectul și să, dacă n-ai cunoștințe tehnice foarte multe, măcar să ți faci o idee despre diversele potențiale probleme, dar vorbim cu oamenii. Dar e mult mai greu, asta e clar, adică nu e, nu e simplu deloc și te bazezi practic pe oamenii din echipă care să zică adevărul în momentul în care îi întrebi niște lucruri. Adică da, e, e, un pic mai greu, dar nu e imposibil. Florescu, <coughs> Florescul zice salutare să bună, merg spre casă și țin video ca și podcast. Bine ne-am regăsit. Bine ne-am regăsit. Mă bucur să uh, ajung la toți dintre voi. La fiecare dintre voi. Extreme Point zice, cine are acum 18-19 ani și nu știe exact ce să facă, mai, ce să facă, cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți în prezent pentru viitorul vostru este să mergeți la o facultate serioasă de IT. Într-adevăr, dacă ești, mai ales dacă ai vârsta aia, e păcat să nu faci asta. Mihai G.R.T.S. Salutare șocant de prezent domnul Viorel uh, Nu știu la ce te referi <gângătă> Daniel să Mă mai gândesc la o secțiune de blog pentru fiecare categorie Discuții QA etc v Văzând că va fi un sistem de login <gântă> Maybe. Da, deja cred că ne complicăm. Dar eu o pun pe listă. Ia să vedem. Uh, discuții și forum. Pe fiecare categorie. <laughs> Apropo, uh, sursele acestui proiect, în momentul în care se va transforma în site, vor fi evident disponibile pe github și uh, voi accepta contribuții de cod din partea oricui. Uh, evident după ce le trec prin niște filtre adică puteți să contribuiți și voi la uh, munca din spatele proiectului ăsta uh, inclusiv cu linkuri Și tot așa va trebui să faceți pull request ca să adăugați link-uri acolo inclusiv cu nu știu features uh, N-am absolut nicio problemă să, să, contribuiți, dacă vreți. Iar apropo de, poate mai vine cineva cu vreo resursă în completare, da, o să acceptăm resurse și printr-un chat, să zicem, Ia să zicem, lași chat, comentarii. Așa, fie direct prin pull request Eu îmi bucur. Salut și îmi pare bine că ai revenit cu acest live. Și eu îmi bucur să fi revenit. da, sunt din nou live. Mersi de gândul bun, Mihai. Holly întreabă cum aș putea să mi găsesc un job în domeniul UX UI design. Păi din nou e simplu. Făți un portofoliu în care ar trebui să adaugi uh, cât mai multe tipuri de lucrări. Pentru UI și UX ai nevoie în principiu de interfețe de site-uri și de aplicații și de um, orice are nevoie de interfață în principiu. Adică nu trebuie să te limitezi neapărat la web, deși, mă rog, e o idee bună să ai un punct bun de plecare, pentru că pe web e foarte ofertantă treaba. Și să ai măcar, nu știu, mă gândesc că un proiect excelent în portofoliu ar fi chiar un, un prototip din Figma. Adică în momentul în care ai un design de Figma gata și are mai multe pagini și poți să navighezi între ele în prototip, mi se pare excelent de pus în portofoliu chestia asta. Uh, pentru că demonstrezi și că poți să faci prototyping și că poți să faci design și că uh, ai intuiția faptului că un om care vrea să te angajeze vrea să vadă ce ai desenat și în contextul real în care ar putea să existe acel ceva. <coughs> uh. Apleși la joburi în domeniu cu un CV și portofoliu, exact. Iar UI și UX poți să înveți uh, chiar din, din tutoriale de la Figma. Ia să căutăm un pic. Learn Design with Figma, uite-l. Poți să încep de aici. Și băi doi, Figma este genial ca tool de design, adică e exact ce trebuie. Ai niște lecții aici cu care poți să începi. Uh, și când le termini ai YouTube-ul plin de tutoriale la fel de bune sau mai bune decât astea și un pic mai stufos în care poți să faci lucruri foarte interesante. Chiar am un prieten care vrea să-și să, -și, să -și schimbe jobul. Uh, acum este grafician la o televiziune mare din România și vrea să devină UI UX Designer, e un pic mai putros, adică nu a avut trageri de inimă să-și aloce foarte mult timp să-și să facă un portofoliu, dar bazele le știe că a făcut de foarte mulți ani chestia asta, doar că n-a profesat în UI și UX, a profesat în UI-ul de interfețe pentru televiziune, adică animațiile alea, tranzițiile, burtierele chestii de genul. Uh, pentru care există software dedicat. Uh, unul din ele este vizerte care are licență costă 50.000 de euro pe an dacă țin bine minte pentru o persoană uh, pentru că e dedicată televiziunilor dar uh, uh, vrea să schimbe domeniul pentru că îi se pare mai mișto în UI și UX uh, și cumva mai comod. Pentru că la televiziune, la televiziune, dacă nu ești acolo când au nevoie de, nu știu, apare o emisiune nouă, apare un incident nou și trebuie să facă materiale pentru știri, chestii de genul, e, e mai stresant un pic. În fine. Și i-am recomandat aceleași resurse, adică ăla de la FIGMA, plus încă câteva pe care le găsiți chiar în lista noastră de aici. Dacă vă duceți la secțiunea D, de... uite nici eu nu o găsesc așa repede, Design X. Bun, deci ceva ar mai fi vă util ca și feature-uri um, pentru proiectul ăsta. Uh, gab, gab, da. Live-ul rămâne pe profil. Te reașteptăm oricând aici. Adică poți să intri pe canal oricând și să găsești live-ul în continuare, fără probleme. Uh... Fic mai atât de bun încât a fost cumpărat de Adobe, da. <laughs> E un comentariu foarte pertinent, Alex, mersi. Uh, Mihai GRTS, ce părere ai de a aborda oamenii din domeniu pentru coffee chats? Depinde pentru ce. Că unii poate n-au timp. Cum am fost, spre exemplu, eu în ultimele șase luni. Am refuzat foarte multe, nu știu, oportunități, discuții, etc., uh, pentru că n-am avut timp. Nu știu la ce te referi, în ce context. Dacă vrei să-ți iei un job nou și vrei să ai coaficeați cu recrutori și așa mai departe, merge, cu siguranță. Dar în rest, depinde pentru ce. Adică, pentru dezvoltarea personală, sunt foarte, foarte mulți oameni binevoitori, și în România, și în afară, care pot să-ți să dea un pic din timpul lor și să te ajute cu ce ai nevoie. Deci, da, depinde de context și de. Dacă clarifici un pic, o să răspundem mai bine la întrebare. Petre Gabriel, ce părere ai de proiectele astea? Un shop online pentru un restaurant plus un site de cursuri online cu profile? User Settings, Panou, creare, curs, episod, chapter, etc. Uh, da, eu l-aș face pe amândouă. e ok pentru a fi angajat, da, dar să nu fie singurile, adică astea sunt, sau sună cel puțin ceva mai complexe ca și nivel de efort. Ar trebui să mai faci niște experimente cu, din asta mai scurte, adică să pui în portofoliu și alte lucruri pe lângă genul ăsta de site-uri. Mă refer la, nu știu, joculețe X și 0 sau whatever hangman sau orice orice te stimulează să înveți ceva nou și uh, care poate să fie eventual chiar fan pentru cel care îți evaluează portofoliul. Uh, am zis joculețe pentru că sunt uh, chiar sunt fan și de făcut și de uh, testat ulterior. Dar poate să fie și, nu știu, generatoare de ce vrei tu în fine, genul ăsta de proiecte mici pe care le găsești prin tutoriale, tot felul de tutoriale pe internet. Sunt foarte ok să, să le ai și pe în portofoliu, dar asta înseamnă că ai 10 proiecte în total și 2-3 mai complexe. Adică, așa, așa e ok. Um, Luna si de la Iconate e și ăla Friș foarte aproape de Figma. Abar n-aveam. Adică n-am auzit de lună și până acum. Download from Microsoft Store. Ok. Din interfață seamănă... A, ah, de fapt da, seamănă cu Figma din interfață, dar mă gândesc că genul ăla de resurse din stânga se găsesc mai degrabă în Canva decât în Figma în momentul ăsta. Imaginile alea tăiate și așa mai departe. Sau în fine, poate sunt din asta doar pentru demo purposes, nu sunt efectiv în aplicații. Am da uitele. Da, e o combinație între, din câte observ cel puțin așa la prima vedere, între Figma și Canva. Că în Canva ai nenumărate uh, resurse din asta pre generate, preestabilite, pretăiate, cum vrei să-i zici. Interesant. O să-l pun pe listă să mă uit pe el ulterior. Așa. Alexandru și zice la TV există clauze pentru reclame în care nu ai voie să ratezi nici măcar un frame, astfel altfel îți taie tot bugetul. Uite cine știe. Eu îmi bucur. Poți să dai un share la, acest, la acel fișier? La care fișier? La asta? Bineînțeles. Am tot dat, dar mai dau. Așa. Pentru cei care au intrat mai târziu, ăsta e fix fișierul pe care vrem să-l Transformăm într-un site cu funcționalități mai avansate ca să fie mai ușor de parcurs. Um, cu multă plăcere, GabGab. Domeniul Wish, domnul devwish, pardon. Ce părere ai de Cold Steel? Uh, am auzit de el, nu i-am urmărit propriu-zis toate, adică niciun uh, curs. Știu că face cursuri, dar pare ok. E... Criteriul cel mai important din punctul meu de vedere în momentul în care urmăresc un curs online este să înțeleg engleza acelui om care vorbește. Și asta înseamnă că ies complet din discuție oamenii care au o engleză mai pocită și care nu sunt neapărat, adică mă rog, există și vorbitori de uh, altă limbă, care nu e engleză, care fac cursuri în engleză și care sunt foarte ok, dar, uh, na, uh, iar de colți la am auzit de ceva vreme, știu că uh, e, are ceva ani, ia să îl și, adică nu-i, nu-i, uh, nu-mi fața, Da. Uh, e ok. Nu este cel mai bun, dar e ok. Așa. Leonard Gabriel, odată ce a fost cumpărat de Adobe se va face paid? Nu. Am mai răspuns și mai devreme. Nu. Figma nu își permite să facă asta, că și omoară tot productele de growth -ul. Adică toată strategia de creștere. Uh, Daniel Mereuț, să, uh, ales să găsesc pe YouTube, caută ceva ce nu e pe YouTube. Ok. <coughs> Uh, îl vor monetiza, dar e deja monetizat, adică figma câștigă bine. Uh, se poate probabil și mai bine, probabil să-l facă mai scump, dar uh, nu cred că o să scoată varianta free sub nicio formă. Deci, nu sunt de acord cu Extreme Pond la asta. Bun. Ok, hai să mergem mai departe. Dacă tot. Uh am ajuns aici și ne uităm la resurse ale altor oameni. Eu am strâns de-a lungul timpului niște resurse care seamănă cu ce am făcut eu. Asta e destul de vizual, așa. Asta e Open Source Society University, de care m-am mai întrebat cineva mai devreme. Asta e un playlist de la Learn with Jason. Asta este un IT Career uh, Roadmap. Vă povestesc despre fiecare în parte. Sunt mai multe feluri de a vizualiza liste de resurse cum urmează noi să facem. Asta este mai mult text-based. Uh, e similar cu Google Docs în anumite, din anumite puncte de vedere. Uh, și aici arată tipul cum și-a organizat backlink, uh, pardon favorites-urile, bookmark -urile, astfel încât să facă uh, documentul ăsta. Și el zice că în ultimii doi ani de college a apucat să strângă Chrome bookmarks suficient de multe încât să le pună în documentul respectiv. Um, În fine, e destul de bine organizat, îmi place că are text și asta înseamnă că are context. E un joc de cuvinte drăguț aici. Contextul ăsta dat de text, adică în momentul în care citești textul și ai un link în el, vei, știi exact la ce te, la ce te aștepți când dai click pe linkul ăla. Ceva similar vreau și noi să obținem, doar că într-un fel un pic mai compact decât are băiatul ăsta aici. Adică... Mi se pare util, din nou, să ai uh, textul din spate foarte bine structurat, dar uh, eu cred că. Nu știu, linkurile alea. Unele din ele sunt self-evident, și. și la el cumva se deduce din titlul ce conține fiecare link din linkurile astea. Um, și explică. Adică, documentul ăsta are o parte interesantă care um, dă context și meta context fiecărui link și fiecare categorii, cumva. Asta descrie, practic, ce face CSS-ul. Bun. Ok. Dacă mergem mai jos, ia dau un zoom out că am zoom in activat ca să vedeți mai bine. Din câte vedeți e destul de stufos și e un mega scroll din asta. Și pentru că a ales să păstreze lățimea coloanei foarte mică și e ok să fie așa pentru că e mai, lizibil. În general o linie de text trebuie să aibă între 60-80 de caractere ca să fie lizibil. Dacă are mai mult e prea mult, dacă are, prea puțin, dacă are mai puțin e prea puțin. Deci cumva... De asta eu am ecran de 2K acum, asta pe care îl vedeți și mi se pare foarte îngust conținutul. Și de-aia e și foarte lung. Dar asta pentru că a ales să pună absolut toate resursele într-o singură pagină. La noi mă gândesc că ar fi util să le împărțim pe pagini. Bun, deci asta e o variantă, o altă variantă este una vizuală, uh, și orizontală aparent. Fundamentals, accessibility, web components, progressive web apps, build tools, frameworks and libraries, testing, architecture and paradigms, 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 A, Așa mă scuzeți. Uh, team collaboration, design and UX, the modern web algoritmi și structuri de date, baze de date și servere. Din nou, destul de stufos, dar un pic mai compact ca și scroll, că sunt doar câteva ecrane și văd că se duce pe orizontală mult, adică sunt ia să vedem, sunt trei liste din astea care sunt destul de lunguți și tratează și niște subiecte interesante, adică îți reprezintă vizual arhitectura domeniului cumva, ceea ce mi se pare foarte mișto. Ce aș vrea eu să fac sau să facem dacă vreți e să combinăm aprociurile astea în partea de introducere a fiecărei discipline. Spre exemplu pe design să avem un intro text și apoi un soi de grafică din asta care să te ducă la subcategoriile cu resurse de mai jos. Adică să nu le listeze așa în pop-up, cum are băiatul ăsta, ci să te ducă un pic mai jos. Ia să trecem și asta pe listă. Deci, pe fiecare categorie să avem o introducere de text plus un roadmap de învățare a domeniului vizual care să aibă link către subcategoriile din lista de resurse. Bun, e doar o idee, adică o dezbatem și vedem dacă e utilă pentru voi. De ce vreau să fac chestia asta? Pentru că sunt mai multe feluri de oameni. Unii apreciază textul și vor să citească ca să înțeleagă și au linkurile doar așa ca un suport de text. Unii vor să vadă, adică faptul că sub design patterns ai singleton, observer, prototype, bridge, proxy, chain of responsibility și constructor, e util pentru ei, că înțeleg ierarhia. Și cumva ambele approach mi se pare valoroase și uh, cred că putem să facem o variantă compactă a approach-urilor ăstora în, în fiecare domeniu, practic, pentru fiecare domeniu. Uh, și evident, ne inspirăm de aici, dacă e ai nevoie. Așa. Uh, OSU are... Uh, un approach tabular, adică cu tabel, curs durar, durată, efort, prerequisite și discussion pentru fiecare, ceea ce mi se pare interesant. Uh, treaba cu efortul mi se pare și, adică e greu de estimat, dar cred că ar fi foarte util să avem genul ăsta de informații. Doar că nu știu dacă aș putea eu să pun genul informație pe fiecare resursă în parte, pentru că nu, nu pot să-mi dau seama cât durează fiecare dacă nu le fac efectiv și n-am timp să le fac pe toate. Deci, poate ar, fi, ar putea să fie user-generated content. User-generated content cu durata fiecarei resurse. Maybe. Ia să vedem ce ați mai scris între timp. Uh, extreme Pond zice când 1-2 ani nu mai, nu mai are figma variantă free. Mă îndesc. Nu cred că ar să umble la, la uh, mecanismul de growth, pentru că ajută foarte mult faptul că e free. S-a distribuit foarte bine. Și acum toată lumea folosește Figma și pentru că e free. Deci nu cred că, nu cred că merge. O să nerfuiască probabil free sau o să-l facă mai scump pe la paid. Dar eu sper totuși să nu umblă la chestia asta. Așa. Daniel mereu se zice în 30 de secunde aș, aș fi plecat de pe site-ul ăsta. Prea mult scroll am înțeles uh, domnul Defwish păi procesul de coacere acestui site o să fie făcut exclusiv în live-urile astea cu voi în fiecare duminică seară ne întâlnim aici pe youtube slash facebook o parte din voi și uh, muncim împreună la acest proiect în seara asta o să facem brainstorming și un pic de uh, layout probabil, adică arhitectura informațională și wireframing și poate și intrăm un pic și în design. După care săptămâna viitoare continuăm designul și sper să-l și terminăm, că nu vreau să fie foarte stufos și poate săptămâna alaltă, adică deci nu săptămâna viitoare, ci cealaltă, ar vrea să intrăm un pâine în coding, să facem un uh, un mock-up de html static după care să-l facem dinamic cumva. Încă n-am decis cum dar o să decidem împreună. Bun. Uh, Dani D. Azi analizez și portofoliu adică analizez câteva link din discord da. Uh, o să încerc să iau de la de jos în sus probabil. Și o să mă apuc cândva, nu știu, pe la 11 și ceva probabil. Depinde cât mai stăm aici. Uh, și depinde cât de obosit o să mă simt. Adică de uitat o să mă uit sigur, dar depinde cât de obosit o să mă simt. Uh, de, adică uh, nu știu cât o să avansăm cu, cu proiectul în sine. Asta vreau să zic. Așa. Uh, ar fi interesant și un fel de înc încadrare în categorii de genul must have, good to have etc. ca pe Trello uh, da, păi o să existe free paid, limbaj, începători, mii de avansați mandatory um, slash nice to have slash nu știu, care ar fi al treilea a treia nivel de indicație, ca să zic așa. Tica zice, foarte bine, pot fi crowdsource extra meta-info. Să faceți un proiect pe GitHub să poată pune lumea issues și suggestions. E o idee excelentă. Ia să mergem frumos în uh, GitHub. Să mă asigur că sunt pe GitHub-ul care trebuie și nu sunt. Ia să schimb un pic aici. Un moment, vă rog. Imediat, imediat, imediat. Așa repositories new fără template și o să zicem uh, digital resources să zicem nu mai știu cum să numeau știu că era o serie de The resource da, in digital resources. seems okay. Uh, web based version of the digital resources document found in H public at the README. fără ghitignor cu licență MIT. Ok, și aici o să punem și linkul către Figma. Pardon. Îi dăm un edit frumos,

Uh, și o să-i zic eu în 1 1 oh, uh, figma

JS only. Este asta. And it should be fine. Bun. Și ar trebui să vă dau linkul către acest proiect aici. o să-l pun și în video description, cu siguranță. Adică uh. zici, zici de pro level ca fiind peste, sau nu știu, la ce te referi prin pro level? Pentru oamenii care lucrează deja în domeniu și pur și simplu sunt resurse care să-i ajută să, -i fac, să, -i, să le facă munca mai ușoară? de caixão. Só podemos do um nível aí Não? În fine. Tum, tum, tum. Bun. Eu zic că avem un, o documentație ca să zic, sau un feature list destul de bun până acum. Am zis așa că facem tagging multicolor pe alte dimensiuni să poți să bifezi resurse pe măsură ce treci prin ele Uh, Firebase pentru stocarea de informații, Google Login pentru stocarea resurselor deja parcurse, după login se poate adăuga la favorite resurse să spus face program, listare simplă a tuturor link pe categorii și subcategorii. Deci hai să le grupăm. Uh, pe astea 4 le-aș pune sub V2. Uh... login și personalizare. În V1 aș pune tagging, aș pune listarea simplă, search global, raportarea linkurilor urilor ajuns sau în V2 pagini separate pentru fiecare categorie, recomandări, le în V2, review cu steluțe pe fiecare resursă, aici tot în V2, ca să fie să nu fie atât de complicată prima variantă, share pe fiecare resursă, asta e simplu, user generated content cu durata fiecare resurse, asta e, o să lăsăm în V2, Share pe custom list de resurse, de resurse pe care le faci, discuții și forum sau chat sau comentarii pe fiecare categorie, și introducerea text plus roadmap de învățare. Bun, asta l să o trec în 1 Și, practic, astea sunt chestiile care necesită doar un deploy static, fără baze de date și fără alte nebunii prin care să stocăm informații și să avem nevoie de un login. Iar V2 include login, stocare de informații și procesare de informații, cum este uh, pe asta partea cu recomandări de resurse. Uh. <gâng> da, MVP-MMP e cumva uh, MVP-EV1, putem să zicem așa. Dacă te face pe tine să te simți mai bine acest termen. Ok. Um. Mai spuneți-mi idei dacă mai aveți dacă nu mergem mai departe la schițe de layout. Și la, la felul cum putem organiza informații. Mă <coughs> no, scuzați. You'll pose it up. Apropo, sunt, uh, sunt curios dacă în Figma puteți să lăsați sugestii, dacă aveți view rights. Adică, Adrian, dacă poți să lași sugestii în momentul în care dai click pe ceva și dai right click și nu mai știu cum, unde era treaba aia cu sugestii. Am senzația că nu era aici, în fine. Ok, deci avem un uh, typeface, avem idei. Hai să facem niște wireframe uri O să facem mobile-based. Și pe desktop vedem ne sau poate facem un, un mobil și unul desktop. Așa. Android sau unde era la cel mai mic? dar eu nu vreau Android, eu vreau 320 Asta o să-i să zic mobile, Wireframe Ok um. <laughs> Ciprian a observat că nu sunt consistent cu brandul de apă pe care îl consum um, Da am um, două principii aici, odată că E bine să mai alternezi ca să alternezi mineralele pe care le consumi. Sunt niște branduri de apă mai bune decât altele, dar eu și soția mea avem preferințe diferite. Și eu am rămas fără apa mea, așa că o să, în seara asta consum din apa ei. Cred că a venit Bringo între timp și ne-a adus și apă, deci sper să fie singura ocazie în care consum din apa ei. Dar în general... Um, mă rog, am Sunt niște oameni pe care îi cunosc Chiar vecini cu mine uh, Care, uh, dacă ești aici Live Ciprian, salut uh, Dacă uh, Adică Există mai multe variante de a bea apă bună Una este să Te bazezi pe uh, Apa potabilă de la robinet și să o filtrezi Și una este să ții apă Îmbuteliată uh, Există niște mituri aici, nu vreau să le divulg acum pentru că nu sunt confirmate de mai multe surse și s-ar putea să vorbesc prostii, dar cumva am aflat că apa de la robină, dacă e filtrată corect, poate să fie la fel de bună ca aia de izvor, dar nu știu ce să zic. O să testez chestia asta în momentul în care Uh, o să am o bucătărie nouă în care o să pun un filtru și o să văd despre ce vorbim. Și <laughs> asta se va întâmpla foarte curând, pentru că s-a terminat renovarea aproape. Mai avem câteva săptămâni. Da. Un alt motiv pentru care am fost absent de pe YouTube. Ok. Uh. Adrian Rădulescu, nu ar fi mai ok să încep cu web, având în vedere că majoritatea izurilor care vă folosi platforma vă face pe un calculator și nu după un telefon. De unde știi? O să le facem pe amândouă. Putem să le facem chiar side by side. În general, eu să știi că sunt adeptul mobile first, inclusiv în design. O să vezi. Și aici o să zicem 1600 pe 1200 să zicem sau chiar 1920 pe 1080 mai degrabă și asta este desktop wireframe um, o să avem probabil mai multe layout dar cel mai important este fapt sunt două layout importante unul este listarea și unul este dacă ne decidem să avem și o pagină de detaliu Cred că pagina de detaliu ar putea să fie substituită inițial și prin pagina de detaliu mă refer ca în momentul în care dai click pe o resursă să poți să vezi toate detaliile resurse respective. Adică din ce categorie face parte, ce taguri are, un fel de mini review, chestii de genul ăsta. Uh, și că pe asta nu cred că am pus-o, nu cred că am inclus în lista, lista asta de idei. Ia să o punem aici. Fiecare resursă să aibă o un modal sau un view sau o pagină în care să afișăm toate detaliile despre acea resursă inclusiv o mică descriere asta este un nice to have, aș zice că e un V1,5 pentru că depinde cât de stufos vrei să fie josonul inițial <laughs> nu știu Ce-ați mai scris pe chat? Ia să vedem. Uh, depinde de user, zice XtremePoN, un, un intră doar de pe telefon, exact. Uh, Adrian zice, de acolo cu Mobile First pentru produse care vor fi folosite de oameni obișnuiți, dar având în vedere că deja știm use, userii care o vor folosi, majoritatea dev, care majoritatea folosesc web, să știi că nu neapărat, uh, mie mi e util să accesez site-uri și de pe mobile și de pe desktop și mă enervez când n-am o variantă mobile la fel de puternică ca aia de desktop. Sincer. Adică mă deranjează chestia asta și prefer să nu proliferăm genul ăsta de activitate. Mă rog, s-ar putea să exagerez un pic, dar... Um, un moment. Facem două view-uri la fiecare. Bun. Așa. Aici o să facem un oare frame mic pentru list view. Category list view. Nu știu de ce le scriu în engleză, așa îmi vine la la Și... Bun. Și acum sunt mai multe variante de wireframing. Eu o să aleg varianta cea mai banală. Și anume să fac eu niște boxuri. Mai sunt niște librării de wireframing în Figma în care poți să importi niște componente deja făcute. Dar mi se pare că ne complicăm că facem asta. Adică eu vreau să fac ceva super simplu și n-am nevoie de cine știe ce. Uh, mă rog, manage, manager de și sau chestii de genul ăsta. Uh, în schimb, o să fac. Hai să mă gândesc. Uh, da, cel mai simplu așa ar fi. O să folosesc griuri, griuri deschise și în acest gri deschis o să punem un text. O să-i zicem um, logo, e prea mare textul. Așa. o să zicem auto layout. De fapt, asta o să zicem auto layout. Fix to 320. O să zicem că 10 este distanța dintre itemi. El container. Practic, asta pe măsură ce adăugăm elementenialul să se extinde în Aici o să, fie, o să fie header, de fapt. O să facem un grup peste el. să dau și titlul. Aici o să fie meniu. Aici o să fie search. Să zicem. Evident, nu în proporțiile astea. Wireframe-ul poate să aibă mai multe niveluri de precizie. Eu nu caut unul foarte un nivel foarte mare de precizie. Um. Bun. Ar trebui să avem un loc unde să punem filtrele și cred că și căutarea în loc să fie aici, ar trebui să fie aici. Aici mă gândeam să-l facem multilingual Ia să punem și asta în lista de idei. Uh, după login și personalizare un V3 ar trebui să fie multi-language support. Și să-l traducem, traducere din română în engleză. În prima instanță. O să vreau să-l facem în română prima dată. Așa ar fi ideal. Ok. Uh, Viewer Colacu toată lumea zice mobile first sau desktop first dar ora există și tablet first <gângâng> nu, că n-are sens uh, mobile first înseamnă să încep de la cea mai mică rezoluție posibilă desktop first înseamnă să încep de la cea mai folosită rezoluție posibilă să zicem, nu neapărat cea mai mare uh, mobile first e de departe cea mai bună variantă din punctul meu de vedere Uh, și eu în bucur întreabă se va folosi vreun framework pentru desktop gen bootstrap cel mai probabil nu uh, dacă folosim folosim Tailwind dar ne mai gândim în cel mai rău caz folosim Tailwind dar cel mai probabil nu folosim nimic folosim SCSS tică mă cunoaște așa deci meniul logo și uh, în loc de caută uh, să punem limba Bun, Aici o să fie caută, și lângă caută o să fie um, filtre. E totuși, să zicem că asta și asta ar trebui să aibă content. Și la fel și asta. Bun, după care vine Deci caută și filtre. O să vedem cum facem cu filtrele, probabil o să fie un soi de modal. Și aici o să fie lista. Um, să vedem cum reprezentăm elementele din listă. Mm. Ce deci avem așa? Titlu de resursă. Uh. ca să fie mai ușor de văzut să facem ceva de genul ăsta. Deci titlul resursei e important. Înainte de titlul resursei ar trebui să fie și un soi de nu știu, emoji sau o iconiță reprezentativă pentru categoria din care face parte. Mă gândesc. Rămâne de văzut. Așa. Sub, sub uh, titlu, aceasta ar trebui să fie așa, ar trebui să punem uh, restul lucrurilor pe care le gândisem aici. Adică astea. <coughs> să sau paid, limbaj, Începătorii mi de avansat spre o nu știu ce, într-o modalitate vizuală cât mai compact, mă gândesc. Uh, și înainte de lista de resurse, cred că ar trebui să punem și o un soi de subcategorie. Așa, deci iconiță, titlu și proprietăți sau tauguri. Screenshot, poate. Uh, salutare Triple Zone. Petre Gabriel zice mi-ar fi plăcut ca în partea de sus să fie un flex cu fiecare categorie reprezentată printr-o imagine. Uh, dar lipsește de deci titlu categoriei, cred. Categoriei curente. Uh, lipsește descrierea categoriei curente lipsește un imagine care care uh, de... poate breadcrumbs ceva de genul um, povestea Așa. Și ce a mai zis Gabriel? Un flex cu fiecare categorie reprezentată printr-o imagine. Uh, înțeleg. Deci un fel de navigare rapidă între categorii. Practic în loc de meniu sau în plus față de meniu. Ok. Hai să ne jucăm. Ce am făcut? Așa. C1. Bănuiesc că la ceva de genul ăsta te referi nu? Și în contextul ăsta, asta nu ar trebui să fie mai fie, fie hug, ci fill container. O să, e, un, e un fel de shortcut pentru categoriile principale din meniu, dar meniul o să conțină probabil mai multe lucruri. Uh. cum au cei de la OLX. Ia să vedem. OLX. A, ah, asta, ok. <laughs> mă rog, o să fie un pic mai bine de dată, zic eu. Uh, salut, Viorel, zice Ilie Purvu. Mă bucur că ai revenit. Foarte util live-urile tale. Mulțumesc frum foarte frumos, Ilie, și sunt foarte ferici că sunt înapoi aici cu voi. și pe Oleis, pe mobil, filtrele sunt ca un fel de modal. Da, fair enough. Dacă asta e pagina de categorie, ai nevoie și de o pagină de listă de categorii. Păi aia o să fie homepage, probabil. Salutare, Iulian. De aș merge pe varianta de listare flat și în listarea de itemele iteme aș grupa în categorii. păi probabil că pe homepage o să avem cum mai zis tu, listare flat și uh, pe fiecare categorie o să fie uh, doar categoria respectivă, ca să fie mai ușor de urmărit. Așa mă gândesc că ar fi mai, mai ok. Ar trebui homepage-ul să fie listă de categorii cu imagine. Maybe. Hai să vedem. Uh... Salutare extrempon, mă, mă, bucur, mă bucur că te-am revăzut și pe tine aici în chat. Sper să fie o recurență de acum încolo, fiecare duminică, să vă văd pe toți aici. col uh, Colacu zice, cred că un drop-down e mai bun decât un carousel. Uh, da, depinde câte categorie Dacă ai până în câteva, nu știu, 5-6 cred că merge și așa. Și cumva e mai... Sunt un fel de taburi, cumva. Adică, dacă sunt puține, e okay. Dar eu aș păstra și meniu aici. În caz că se complică situația sau vrem o ierarhie mai complexă, aș păstra și chestia acolo. Bun. Um, ăsta să-l facem bold. Și mai mare. Ok. Deci avem search, avem filtre, avem subcategorii. Uh. Și cred că e suficient, nu? Ar ziceam la asta dacă mai punem un thumbnail sau nu. Ah, am uitat o clasificare uh, foarte importantă tipul resursei Tutorial slash curs. Uh, cum mai zice documentație, <coughs> uh, articol que video oh, no. video e mai degrabă tipul conținutului video text I don't know Și apoi să so listăm chestiile astea. era faină și extrem În bon. um, care o să le mai scalabil, zice uh, Vivor Colacu, pentru, că, pentru mai multe categorii, I see. Sunt cam bad la partea de design și UI. În mare parte doar mă inspir de pe aici și pe acolo și am gata designul. ul uh, Ideea e în felul următor. Uh, un meniu vertical no, uh, e... Nu ține cont de câți itemi ai în meniu respectiv, ceea ce înseamnă că poți să l faci să meargă pentru oricâte elemente ai avem în meniu. Un meniu orizontal merge să fie făcut așa dacă îi pui scroll orizontal pe chestia asta, adică un carusel cum mai zis tu, dar cum are OLX practic. Dar chestia asta înseamnă că ascunzi foarte mult din conținut, adică tu aici vezi trei categorii. Noi o să avem 6 în total, deci o să, asta o să fie jumătate din uh, dimensiunea uh, imaginilor ăsta. Și n-aș vrea să avem scul orizontal. Deci cumva o să fie niște shortcuturi, niște taburi între categorii, care o să se regăsească și în meniu, o să fie cumva duplicată zona asta de navigare, dar în meniu aș vrea să pun și subcategoriile. Adică să poți să navighezi direct către o subcategorie. Iar pe desktop treaba să se va transforma în ceva mai vizual, probabil. Adică o să profităm de faptul că avem mai mult real estate și prezentăm altfel zona asta. Și da, pe OLX nu prea știu unde te afli, cum zice Daniel, într -adevăr. Um, e discutabilă treaba, o să vedem. E, cumva, chestiile astea variază în funcție de, de volumul de date pe care decidem să-l punem în fiecare bucată de navigare. Bun. Um, cam astea sunt elementele uh, foarte low level pe care ar trebui să le avem pe uh, category view. În primă instanță, dar uh, am uitat câteva de fapt. Ia să ne întoarcem un pic în uh... deci listarea simplă a tuturor linkurilor pe categorii și pe categorii, search global am pus. Hai să punem, uh... ia să vedem, Emojipedia, green check. Pardon. Ăla. Oh. Să n-am da copia ul Deci tagging am pus, listare simplă am pus, search global am pus, pagini separate si implicit, n-am pus share-ul. Așa. Acum o să reprezentăm uh, uh, în wireframe și după aia și în design varianta finală, deci cu toate feature ca să ne fie după aia mai simplu să uh, ne descurcăm ulterior și când implementăm o să scoatem uh, tot ce nu e în V1, practic. Uh, asta e strategia optimă, zic eu. Deci am pus share-ul. Uh, ia să șterg al doilea item de aici din listă. Așa. Pe fiecare categorie să avem o introducere de text, pe un rând am pus asta. Apoi. Modalul o să-l reprezentăm și pe ăsta separat. Bifarea resursele pe măsură ce treci prin ele. Asta. Să o punem acum. if de uh, care marchează că am făcut asta. Ok. <coughs> Așa. Google login. N-am pus login-ul. add to favorites report Recomandări de resurse. Pe astea nu le-aș pune în ăsta, le-aș pune în altă parte. Review. Da, important. Așa. Ce am mai ratat? Deci review l am pus. Use generated content cu durata fiecarei resurse. Ok. În momentul în care cineva lasă review, se poate să zică și că am petrecut 754 de ore pe această resursă. Gen. Bine, nu cred că o să fie foarte reliable, dar vedem. Uh... 80 de ore. Nu? Dacă tot nu am apucat, hai să punem și aici De fapt, aici at the favorite nu e chiar at the favorite, e at um, my list. Warning. Aha. Szersz. Wier... Nie wiem, czy daka... A, post.

Ce ați mai scris pe aici? Swiper pentru carusel Andrealin Sihlanic um, Nu știu la ce te referi prin swiper Caruselul da, o să fie swipeable, dar eu aș vrea să nu din uh, primul Adică dacă depășește lățimea uh, ecranului <coughs> o să fie cu swipe left and right. Vedem. Bun. Răzvan Bada, tocmai ce am intrat, interesantă abordarea low level. Da, e foarte low level. E ca să știm ce elemente avem în pagină, să nu uităm de ele, practic. Adică există și Uh, varianta să faci mai uh, accurate wireframe-urile, dar în momentul ăsta nu cred că avem nevoie de așa ceva. Adică nu e un proiect atât de complex. V-aș putea arăta și o să cer voie să vă arăt niște uh, proiecte un pic mai complexe, unde am avut nevoie să facem mai framing mai, mai stufos. Da, în cazul ăsta nu cred că e cazul. Așa. Petre Gabriel zice Uite, spre exemplu, la carusel faci să arate că te trezi te folosești de funcție de snap ca la swipe să dea direct pe centru. Uh, nu, nu e nevoie. Uh, prefer, eu prefer să fac caruselurile, adică caruselurile, prefer să fac swipe-urile orizontale uh, native din browser. Uh, și asta înseamnă că n-ai nevoie de JavaScript pentru ele. Pur și simplu faci, dai cu degetul stânga-dreapta și dai click. Nu îți trebuie neapărat uh, Snap. Evident, în unele contexte trebuie, dar pentru așa ceva nu e cazul. Așa. La lista de features. Adică e features, nu futures. Am mai auzit oameni care zic chestia asta. Futures este... Uh, am și uitat definiția. E o chestie din uh, sports betting, parcă. E un fel de outrights. adică pariez pe faptul că se va întâmpla o chestie sau alta în viitor. Așa, deci la lista de features, share cu un, un fel de short link către site-ul tău ca să poți face analytics pe shared links. Corect. Deci practic share-ul ăsta. Sper să fie făcut prin short link pentru statistici. Am ah, mișto și statisticile să le băgăm înapoi în site. Adica Adică să zicem 10 reviews. Nu știu câte clicks. Ceva de genul zici, nu? ijnbu 25 Salutare, cum vezi evoluția Figma acum că a fost cumpărat de Adobe? nu o să se schimbe foarte mult, sper. Ei așa au promis. Și dacă schimbă, sunt fraieri. Pentru că Figma are un model de creștere foarte bun acum. Și probabil că o să adauge feature noi pe care vor să vrea să le împrumute din universul Adobe, dar eu sper să se limiteze doar la asta. Andrei, Andrei zice Swiper .js"? Nu, n-am folosit și nici nu plănesc. Tică zice, pe păi, cred că la native CSS se referea când zicea de Snap. ai CSS Snap tu sau ceva de genul, să nu rămână item tăiat. Da. Alin razvan Todoran, să bună și ție. Bun. Hai să vedem dacă mai arată ceva. Astea sunt <coughs> oh, asta sunt la alt wireframe Asta schimb... De fapt. ăsta, l-aș pune aici. Bun. Ok. Și treaba cu traducerea am uh, valorificat-o în header acolo. Mai avem discuții și forum slash chat slash comentarii pe fiecare categorie. Hai să le reprezentăm și pe astea. Di Pix so, du blommen uh, Ge as Star uh, I an der Waller Final. Uh, și la început I guess. <coughs> uh, join the Let's get to chat. <coughs> și asta să fie un link către o zonă de mai jos cu care în categorii chat unde o să fie probabil o chestie similară cu asta, dar fără titlu și descriere, în care o să fie așa. Avatar, gelu, croco, nu o să avem rating și nici clicuri și nici ore. <coughs> comentariu, comentariu, comentariu. Like și reply. La reply o să punem rog, ceva. Rabot asta, da așa. Bun. Și după aia o să fie făturul. Hai să-l reprezentăm similar cum aici. Ok. Bun. <laughs> Tică zice că Figma. El crede că Figma a fost cumpărat ca să fie, fure de la Adobe Features din Figma și să le bage în Adobe și nu invers. Ceea ce are sens. Adobe de e un pic în urmă față de Figma. Așa. Bun. Uh, și acum avem acest wireframe frumos cum ar arăta un detail view ar putea să fie o pagină separată dedicată acestui uh, dedicată link în parte așa cum am zis aici la V1.5 uh. Da. Așa o să facem. Deci este header, ăsta este carusel de categorii. Așa. iar pe ăsta duplicăm aici <coughs> numai că pe trebuie să îl transformăm și pe ăsta în Auto Layout Fixed With 320 și cu 10. Apropo, aici ar trebui să marcăm că ăsta este activ gen și uh, deci textul trebuie să fie alb sau în final deschis. <coughs> Iar breadcrumbs o să fie ceva de genul acum uh, categorie 1 iar aici o să fie home categorie 1 link 256 Am putea să punem thumbnail-ul, nu? Da ce -o problemă. Thumbnail link. Dacă putem genera. Și acum thumbnail-urile trebuie să le trecem pe listă aici. Fiecare link să aibă un thumbnail autogenerat. Asta o să fie un pic challenging. <coughs> Bun. Și aici avem așa, thumbnail uh, link autogenerat, titlul linkului. Um, tum, 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 tum. Uh, treaba asta dispare evident. Descrierea linkului. Nu stă nu e cazul. Asta nu e cazul, să le avem. Aici avem așa. Asta, primele două le avem mai sus. <coughs> Asta sunt proprietățile din stânga. Singura chestie adițională este descrierea. Da, nu știu dacă dacă aș face pagină separată totuși pentru asta. Deși în fine, depinde de cât de mare e descrierea. Dacă e foarte mare, poate ar putea să fie un modal. Adică zice, eu aș muta pagina de detail view în V1.6. Ok. Facem. Așa. Cosmin Ionuț, bună seara, n-am prins începutul, sper că veți posta și înregistrarea. Da, o să rămână pe canal fără absolut nicio problemă. O să o vezi acolo. Sed, salut. Wow, ce brainstorming nu am mai văzut până acum, ești foarte ordonat. Uh, cum zice și tică sunt... Uh, am, eu am liste de liste, îmi plac listele foarte mult. Am un pic de ocd și uh, ce am vrut eu să vă arăt aici, asta practic coloana din dreapta, e o variantă hiper minimalistă a unui project brief pe care unii din voi ar, ați putea să-l primiți într-o agenție, cum e nevoie să faceți un site, uh, alții ați putea să-l primiți ca un task în jira sau ca un epic în gira, care ar trebui să fie spart în task-uri și chestii de genul ăsta, adică să vă uh, dau un pic de back, sau nu știu cum să zic, da, un, un, cred că un background ar fi cuvântul potrivit în cum ar trebui să gândești uh, funcționalitățile unui site, practic. Simpluț, adică am ales o variantă foarte simplă de a reprezenta uh, funcționalitățile astea și oricum, uh, în mediul profesional să folosesc chestii mai complexe, dar noi nu avem nevoie de chestii mai complexe, așa că o să le folosim pe astea. Da, oricum, mersi de compliment. Uh, Daniel zice, mă mai gândesc la ceva, având o bară de căutare, un precedent și succesiv o listă de resurse. Da, are o, e o idee excelentă uh, și m-am mai gândit și eu la ceva între timp. Uh, să vedem unde punem asta. Previous link. link, asta le putem grupa și le putem pune side by side. <coughs> <coughs> Bun. E, putem să punem și să Evius <coughs> Bun. Așa, aici, înainte să finalizăm cu acest link, am mai putea să punem, pe lângă descrierea linkului alte linkuri uri de pe același site. Și să punem o variantă simplificată a listei din wireframe anterior. să simplificăm la maxim aici. <coughs> Ei pe lângă asta, linkuri relevante slash recomandate după tag tagurile folosite imediat ca să reprezentăm și ce am zis aici că Um, mm. recomandări de resurse prin tagging facem. Așa. Adică dacă caut un răspuns la o întrebare, sunt singur utile resurse ce trebuie să le știu și resurse de urmărit în continuare. <laughs> Să dă, mă trezesc de vreme, vă salut pe la creare ului mersi mult, apreciez. O să rămână video aici, dacă mai ai curiozitatea să revii, o să-l găsești pe canal. Sub preview și next, poți să pui și articole recomandate sau relevante. Fix asta am făcut, fără să-și citesc comentarii, mersi de sugestie, Adrian. Așa, I'm Van Gogh Beats. Salutări, foarte fain ce faci cu aceste live-uri. Ar fi interesant să ne arăți cum faci acest design din Figma în website. Păi fix asta o să fac, numai că nu azi, că o să dureze ceva. În fiecare duminică de azi încolo o să fac un live și o să continuăm de unde am lăsat live-ul ăsta. Adică o să aibă continuitate fiecare live, o să fie ca o poveste. Dacă te uiți la toate live-urile o să vezi, o să poți să urmărești cap de crearea acestui website inclusiv partea de marketing la final, partea de front-end la mijloc, partea de design la început. Nici măcar n-am intrat în design, asta e UX, e arhitectura informațională. Deci, stai pe propriu. Uh, cred că se referă la un sistem de recomandate, zice Viewer. Da, e ce am discutat mai devreme în feature-uri aici. Bun. să reprezenta și chat-ul Nu mă rog, mai lipsesc niște wireframes. Uh, o să mai fac un uh, un document aici, și o să zic uh, other wireframes on to do o să șterg tot din interior în afară de un text și acel text va avea așa, o listă. Deci, we still have to draw several wireframes. <coughs> primul este uh, user profile, al doilea este homepage, al treilea este... Shit. scuze. Uh, Bun. Deci, user profile, homepage. Uh, ce mai e? search practic, face narrowing down al listei. Deci nu e cazul să facem pagina de search. Nu știu. Nici măcar nu cred că ar trebui să ne complicăm cu termeni și condiții și alte chestii. Dar în fine, legal. Bun. Și asta ar fi pe mobile. Hai să ne distrăm și pe desktop un pic. Treaba asta, wireframe-urile ne ajută foarte mult cum facem design în principiu. pentru că ai toate elementele aici și știi exact ce să desenezi. Nu trebuie să te mai întorci în documentație, să te mai uiți să vezi ce detalii sunt pe acolo, pentru că în principiu fiind foarte simple specificațiile, ce apare aici, eu personal o să -mi țin minte în mare despre ce e vorba și o să pot să desenez direct. Așa, deci în desktop wireframe facem un felul următor, copiem tot din mobile wireframe uh, în primul desktop wireframe cel puțin pe care ar trebui să-l și denumim Category View cu mic ca să păstrăm consistență Auto Layout Perfect Paste N-a luat Auto layout cum trebuie <coughs> Deci nu HAL, ci Fixed With 920 uh, și hai ul este hug-contents Dacă că mi-a schimbat și astea. nicio problemă fill-container și hug-contents așa <coughs> um. Pe desktop o să facem niște modificări, evident. Logul nu o să mai fie chiar așa. Meniu o să fie mai mare și o să includă C1, C2, CX. Ba chiar o să punem asta aici contents fill container Așa. ceva de genul mai nervează un pic interfața, cred okay, că o să dau un zoom out S-a micșorat un pic interfața, nu mai vedeți voi perfect, dar încă pe aici în view. Tot, toată lățimea acestui <laughs> layout. Așa. I'm Van Gogh Beats. Mulțumesc de răspuns, sunt abonat și mă la video de câte ori îmi permite timpul. Mulțumesc frumos, precis. Sper că ți sunt util. Adrian Rădulescu zice, meniul se transforme în side menu în partea din stânga, deci, apropo de side menu, Aici e discutabil. Eu aș pune, pentru că avem inițial puține categorie, eu le-aș pune efectiv una lângă alta sus, ca să ocupe cât mai puțin spațiu pe vertical și pe orizontal. Adică pe orizontală e o singură linie și pe vertical o ocupă doar înălțimea meniului, practic. Și în rest aș lăsa elementele similare. Apoi, breadcrumbs, de care avem nevoie, imagine, titlu, descriere, Uh, poveste, join the category chat. Category chat-ul l-aș pune în dreapta, în contextul actual. Să vedem de ce este asta aici, ce s-a întâmplat aici. A, ah, știu ce s-a întâmplat. O să șterg acest desktop wireframe. Uh, deci, ziceam de category chat, pe l-aș mutat de aici și l-aș pune într-un sidebar la o cu auto frumos și încă o dată auto și paste și hug contents. Da, și asta două trebuie grupate evident și ele într-un auto layout așa. Hug cu hug. Și asta nu trebuie să fie hack, ci fill container. Imediat o să le descălcesc. Așa e la început în Figma când definești autoleauturile pe, pe boxuri mari pe care le împrumăzi dintr-un layout în altul. Deci fill container e bine. Și astea o fil, e perfect. Asta e fix, nu e bine. Fil. Asta nu e bine. fill Asta e fil. Perfect. Asta e ok. Deși în loc de fil, cred că o să-i zic fix to it și o să zic un... Mă o să mai umblăm un pic la latin pe aici, pe măsură ce ne lămărim cu restul lucrurilor. Deci asta are fill. Asta ar trebui să aibă tot fill. Ok, am făcut două coloane. Dar eu zic că ar trebui ca chatul să apară sub descrierea categoriei curând. Aici cumva, adică asta să se ducă pe toată lățimea, după aia să fie împărțit în două... de fapt sub asta, așa. Asta cu join dispare. Evident, trebuie să definim un gutter ceva mai mare aici. <coughs> Uh, inclusiv pe ăsta trebuie să definim un gutter de, să zicem, 20 cu 30 cu 30 Așa um. <laughs> Da, Auto Layout e foarte bun și uh, îmi place foarte mult să-l folosesc pentru că e exact cum se comportă display flex din CSS exact display flex adică are, e modelat practic după, după display flex which is brilliant e, e un feature excelent și uh, știind display flex mi-e foarte ușor să mă gândesc cum aș, aș, aș putea să fac Auto ca să funcționeze la fel Bun, ce am făcut aici? Am pus category chat în dreapta și l-am lăsat cu dimensiune fixă, deși cred că ar trebui să-i dau un... De fapt, hai să vedem întâi dacă pe ăsta, coloana principală mai exact, îl facem să se întindă pe tot ecranul, pe desktop, sau îl constrângem ca lățime. Dacă nu-l constrângem ca lățime, ar trebui ca itemele astea să fie constrânse ca lățime. Adică... Adică, adică, adică... Nu știu, am putea să facem chiar așa, gen. Uh, și să ai... Bună, mă rog, să, să, împăr să împărțim în coloane resursele în interiorul uh, coloanei astea principale. Uh, dacă nu facem asta, și cred că n ar trebui totuși să facem asta, cred că ar trebui să, să avem lățime maximă, <coughs> trebuie să îmbrăcăm tot asta într-un container cu auto layout, cu fill container, fam nici măcar cu ba da, cu fill container și cu padding ceva de genul ăsta Asta înseamnă că astea trebuie să aibă fill container ăsta la fel Așa. Deci asta e o variantă și asta înseamnă că linearizăm și linkurile de aici. Cum preferați? Așa, unul sub altul? și cu lățimea totală mai mică sau lățime pe tot ecranul și uh, distribuția uh, elementelor pe verticală, adică în mai multe coloane. Constrângerea lățimei, deoarece dacă se extinde pentru toată lățimea, pagin, paginii va arăta nașpa și va fi greu de citit. Nu neapărat. Nu, nu, nu poate fi Adică treaba cu greu de citit depinde foarte mult de lungimea fiecărui text. Fiecare item de text, practic. Și dacă a fiecare item de text are uh, niște constrângeri, pentru că boxul în care este are niște constrângeri, atunci ai rezolvat problema. Dar uh, eu nu aș dedica un site pentru chat, nu văd chatul ca opțiune necesară dat timp cât userul nu a parcurs materialul prima dată. Văd chatul în partea inferioară a paginii ca un plus la resurse. Ok. Uh, aș vedea mai mult un meniu vertical ca subtitlurile din categoria las. Perfect. Am uitat să fac asta și ai dreptate. E o, e o idee foarte bună. Bun. Și da, f 4 e ok, Adrian. Ai dreptate. <gâng> Grider, gridul de recenzii zice Viever face ca toată pagina să fie pare dezordonată și să fugă ochii peste tot. Da, să zicem că e, e, mai puțin predictibil și deci are mai mult sens să facem așa. Ok, atunci mutăm frumos chatul sub cum era înainte. Imediat că trebuie să-l conving iar în coloana asta punem o navigare ceva de genul. Să-i <coughs> punem și un uh, culoare de fundal. Să diferențiem un pic de restul. Ceva de genul ăsta. Uh, și asta ar trebui să fie inclus și el în Um, with, uh, cum îi zice, fica sau maxim. Cam așa ceva, nu? Salut, Teddy! Uh, ai pierdut niște ore, dar nu sunt chiar pierdute că poți să te... Întoargi la video asta după ce se termină și poți să vezi și începutul. Sunt cam 3 ore înainte de momentul ăsta. Bun, deci avem Home categorie 1, imagine caracteristică pentru categorie, titlu, descriere, povestea vizuală, căutare și filtre, după aia subcategorii cu listă de iteme și mă rog, toate detaliile necesare. Și în dreapta titlu categorii curente și adică un mini navigare prin subcategorii. Exact cum este în documentul actual chiar. Asta din stânga. Care e destul de măricel. Așa. Uh. Bun, să zicem că e ok. Cu airframing-ul cred că ne putem opri aici pentru seara asta pentru că avem o idee destul de clară despre ce ar trebui să facem și cred că următorul pas va fi design -ul doar că uh, e târziu așa că uh, hai să evaluăm niște linkuri uri întâi și după care o să închid acest live să apuc să dorm și eu un pic deci uh, ca idee, uh, următorul live Vom, vom transforma wireframe-urile uh, wire astea în design uh, și probabil că o vom face pentru uh, astea două layout mobile și pentru desktop, pentru aceleași două layouturi. uri Chiar dacă nu avem wireframe-ul încă pentru al doilea layout, probabil că o să-l facem data viitoare și o să fie mă rog, simplu de făcut. Sau o să-l deducem efectiv din ce avem deja aici. Um, a fost foarte de ajutor feedback-ul vostru și vă mulțumesc pentru el. Am pus la punct niște, niște lucruri destul de clare, adică ne-am ne asigurat că n-am uitat lucrurile esențiale, which is fantastic. Asta înseamnă că avem o bază bună pe care putem construi în continuare. Acum, um, când terminăm acest proiect urmează unul și mai interesant apropo în care o să parcurgem tot așa același proces de la uh, design până la lansare trecând prin uh, front-end și prin back-end uh, pentru un blog pentru site-ul meu personal chiar pe care v-am de foarte mult timp să căruia v-am de foarte mult timp să-i schimb arhitectura software, adică să-l fac în altceva, să, să nu mai fie făcut în WordPress. Și cu ocazia asta o să o să facem tot în live uh, iterații și o să începem de la zero. Mă rog, o să începem de la ce există deja și o să construim pe baza ce există deja un design complet nou și după aia și front ul și back ul și o să relansăm site-ul ulterior. Dar asta peste, nu știu, vreo lună și ceva, probabil. Până atunci avem de bricolat la lista asta de resurse. V-am dat deja linkurile. O să vă mai dau o dată link-ul către GitHub. Mm. Ce tehnologii vei folosi la blogul tău? Păi, înainte să începem proiectul de blog, o să facem un live dedicat comparației între mai multe tehnologii. Pentru că am, de fapt, am, am și un video pe tema asta pe care vreau să-l fac în curând. Și, practic, o să dezbatem video-ul și um, o să alegem în funcție de rezultatele din video respectiv. În video ăla, practic, vreau să fac cât o iterație de site simplu pe vreo șase framework-uri diferite și să testez viteză să fac un rating apropo de cât de ușor e să lucrezi în frame ul respectiv din punctul meu de vedere și în funcție de Scorurile astea să recomand mai departe niște framework-uri pentru anumite use cases. video ăla nu o să fie centrat neapărat pe blog, o să fie pe site ul de conținut în general, dar după aia într-un live-ul care va urma o să fie <coughs> o dezbatere special pentru blogul meu, pentru site-ul meu personal. Adică cum se aplică principiile pe care le-am zis în video respectiv pentru site-ul meu și după aia o să vedem deci nu știu încă, încă n-am făcut toate testele am uh, început deja să, să fac teste uh, am, am pe listă mai multe tehnologii uh, vi le zic imediat <coughs> imediat o secundă am așa Next.js adică React Astro Zweltkit, Gatsby, uh, Next Content, Quick, Docusaurus, care, pe care m-a surprins un pic, da, pe care l-am pus și pe asta pe listă, și poate, poate și altceva, nu știu, remix sau ce mai găsesc. Dar cu siguranță uh, React și Next, view și next zvelt kit adică zvelt și zvelt uh, plus uh, astea două noi Astro și Quick deci deja sunt cinci plus uh, uh, platforme mai adică ori uh, bazate 100% pe generarea de conținut uh, pentru bloguri, în fine pentru uh, site-uri de conținut cum e Gatsby sau pentru documentație, cum e Docusaurus, care aparent poate să fie folosit pentru mai multe lucruri, nu doar pentru documentație, și așa mai departe. Deci o să comparăm mai multe tehnologii, să vedem care, care este câștigătoare. Uh, bun. Acum, dacă tot uh, am schimbat contextul, hai să începem evaluarea de link-uri din Discord. imediat să-mi fac o listă de resurse aici, o să le deschid deja. Așa, Dani Dumitrache mi-a trimis din nou uh, un site de portofoliu. O să ne mai uităm pe un profil de LinkedIn de la Bogdan Paul. Ne vom mai uita pe un weather app de la Petruțivă Noiu, uh, un portofoliu personal al lui Paul. Ia să vedem, deci 1, 2, 3, 4 și Un to do -up de la Petre Gabriel. Așa, și momentan atât. Iar restul, pe care știu că nu le-am evaluat încă, mai sunt niște linkuri aici de evaluat în live, pe restul o să le pun într-o listă și o să le o să începem cu ele data viitoare. Ca să nu uh, îmi țineți pică pentru faptul că le-ați pus aici în listă și nu le-am evaluat. Așa. Deci, în ordine invers cronologică, hai să ne uităm pe site-uri. Hi, I'm Danny Dumitrache, backend developers. Uh, bun. Câteva comentarii aici. Odată, dacă pui ai apostrof, nu trebuie să mai pui și aul de la M. Deci trebuie, e ok să pui am, Dani Dumitrache. Adică așa. Și developers este plural. Uh, sper că nu e cazul să vorbești despre tine la plural, așa că scoate sur. Bun. Uh, Mi-ai mi trimis niște site-uri în trecut, uh, arată din ce în ce mai bine site-urile tale, ceea ce e un lucru excelent uh, și pentru care te felicit. Uh, în contextul ăsta, propriu-zis, eu aș fi făcut niște chestii odată uh, Ia să vedem unde ai urile Avem un padding dreapta 50 de pixeli și nu înțelegem de ce <coughs> Așa. Deci ori scazi dimensiunea fontului ca să apară așa, adică pe rezoluție foarte mică, să intre totuși uh, I'm Danny Dumitrache tot rândul și Backend Developer tot rândul, fie uh, și poți să faci asta în felul următor, cu font-size 2.1 rem, dar poți să-i zici clamp. Clamp 2.1 rem, 3 VW, virgulă, uh, 3W, virgulă trerăm, să zicem. Ia să ți arăt ce se întâmplă dacă faci asta. Nu cred că a funcționat. Ce clamp? O să iau sintaxa de aici ca să nu o greșesc și o să mai adăugăm o dată. Bine, cred că este pe media query, de aia nu mai apare. Da, uite. Uh, a, și e pus max este 360, am înțeles. Ok, hai să facem un altfel. size. 2,1 rem până la 4 rem. Deci, practic, pe rezoluții foarte mici rămâne minimul, adică 2,1 rem Hai să vezi mai bine ce am făcut aici. Deci rămâne minimul, 2, adică 2,1 rem Inclusiv pe 320 ar fi trebuit. Stai un pic. Așa. Și acum de ce nu merge? Dăiem. 1,9 Așa, ceva de genul. Deci pe rezoluții foarte mici um, se aplică 1,9 rem. În momentul în care 1,9 rem este mai mare decât, e mai mic, pardon, decât 6VW, adică v width, care este o lățime uh, proporțională cu... Uh, e o, e o mărime proporțională cu lățimea și înseamnă practic 6% din lățimea ecranului. Și pe măsură ce se lățește ecranul, acest, acest 1,9 rem va fi mai mic decât 6 WW și va intra 6 VW în acțiune până când 6 WW este mai mare decât 4 rem, care e maximul. Deci, clampul ăsta funcționează ca un minim, un maxim și o funcție de creștere de creștere care ar trebui să fie exprimată într-o mărime variabilă a fondului. Și așa te asigur că pe rezoluții foarte mici ai totuși un minim de font size substanțial, pe rezoluții medii crește proporțional cu lățimea ecranului și pe rezoluții mari rămâne predictibil la o mărime fixă. Și zic asta pentru că, ia uite cât real estate ai aici gol și aș pune ceva aici, dacă vrei să-l lași așa layout sau aș muta asta mai la dreapta, dacă vrei să nu. Adică dacă vrei să fie curat și gol partea de început. Ok. about și skills ai centrat. Ăsta e greu de citit dacă e centrat tot, textul. Eu las aș la stânga, Așa. Uh, PHP 9 pe 95% felicitări. Asta înseamnă că te pricepi. Uh, mă rog, e probabil uh, nu e neapărat relevant, probabil că ai luat un template de pe undeva și le-ai adaptat pentru le tău. Uh, ceea ce e foarte bine. Asta nu fac nimic, nu? Da. Te întorc înapoi pe pe site. Ok. Aici, evident, mă aștept să apară niște proiecte și formularul de contact. În momentul în care dai sub, nu se, și nu se întâmplă nimic în afară de a se face astea roșii, nu e ok. Ar trebui să ai un, un pic de feedback. Faptul că se fac astea roșii îmi, spun că, îmi spune că n-ai implementat requires, pentru că dacă ai fi implementat requires, ar fi arătat măcar browserul. Băi, vezi că trebuie să completez în post. Uite așa. Edit HTML. Required, pardon. Required. Și atât. Poți să-l așa. Și asta înseamnă că atunci când îi dau submit, mă rog, ar trebui să-mi zică browserul. Când post e gol, nu poți da submit. Acum văd că nu se întâmplă asta, nu înțeleg de ce dar nu știu, poate pentru că submit ăsta este a, e type submit, e ok în nu, nu înțeleg care e problema dar afișează un mesaj dacă nu poți să trimiți formularul ca să anunți userul că e o problemă și ce trebuie să facă userul ca să rezolve problema a, nu e sub un form da, ok Da, da, da. Asta ar trebui să fie, în loc de contact-content, ar trebui să fie form. Și acest form ar trebui să aibă un... method egal post și un action egal ceva. În fine. Bun. Uh, cum face acele animații? La care animații te referi? Astea? Alea de reveal sau care? Asta e relativ simplu. Are un, o clasă de animație, din ProLiberia probabil, care în momentul în care devine vizibilă îi aplică peste 1 și Transform Translate Z0. Asta în condițiile în care mod uzual ar fi avut și, mă rog, îi aplică și Transition Timing și Transition Property aparent în mod ar fi avut transform translate 3D 0 100 pixel 0, adică ar fi fost mai jos cu 100 de pixeli. Și probabil ar fi avut și opacitate 0 de aici. Deci opacitate 0 by default și în momentul în care se încarcă JavaScript-ul, de fapt în momentul în care e vizibil ăsta, vezi? Să adaugă o clasă aici. EOS Animate scoate să adaugă, să scoate să adaugă, să scoate să adaugă. Și aceste se anime îi schimbă felul cum apar. Adică îi aplic o animație. E relativ simplu. <coughs> Și mă rog, JavaScript-ul din spatele acestui iOS Animate este un Intersection Observer. Adică în momentul în care JavaScript-ul simte că dai scroll până când apare boxul care are containerul acestui image. În momentul ăla poți să îi aplici o clasă elementului respectiv sau o imagine respectiv. Dacă vrei să afli despre Intersection Observer, caută pe Google și un tutorial și o să, o să vezi cum să folosesc. Că, aia, aia e cheia, practic. Așa. Uh, Daniel, mereu să, să știi că nu poți să pui linkuri, din păcate, în chat, Dar uh, hai să căutăm. Sau trimit-l pe Discord și poți să-l pun aici în live, dacă vrei. Ia să am Discord-ul pornit. Uite, mi-a trimis cineva un uh, maraton de HTML și CSS care începe pe 13 octombrie și dacă are cineva nevoie de îndrumare, spun că este acolo. Interesant. Dar încă aici. da, nu știu ce să zic. Mai vedem. Așa. Deci am Discord după dacă vrei să-mi trimiți link Go ahead. Bun. Între timp, Ah, n-ai discordul. Uh... Da, uite, să trimis și tică link. Asta e... Ți-am dat un invite link direct. Care ar trebui, pardon, ar trebui să te duc aici. <coughs> și mă rog, mie mi-a lansat... Uh... Discord direct. Ok, revenind. Deci, Dani, felicitări pentru progres și pentru evoluție. Îmi place că nu te lași. Este excelent faptul că stai acolo pe metereze. Mai, mai bricolezi un pic. Mai ai ceva de lucru. Nu o să mai evoluez tehnic. De fapt, hai să-i facem o scanare rapid. Cu auditorul de site-uri. un PageSpeed Insights, de fapt un Lighthouse mai degrabă, un Wave și un Yellow Lab Tools. E, suficient. e posibil ca dacă ai folosit un, un template luat de pe net, scorurile astea să fie mai slabe decât ți-ar plăcea. Da, mă rog, uite, 98% la performanță, mă rog, e o site static, e normal. Uh, aici ai două css în loc de unul singur, unul de pe se Deliver de, de, la Bootstrap. Mâncat ar bootstrap o să te mănânce. <laughs> uh, mă rog, poți să folosești Bootstrap, nu e absolut nicio problemă, doar că vine la pachet cu niște minusuri, asta fiind una din ele. Așa, Google Tag Manager, bun, excelent. Faptul că ai imagini resized nu e o problemă. Trebuie să pui width și height pe poze, neapărat. Și să fie realist, adică ăla pe care ți-l randează browserul când deschizi poza și atât. Ai, uite hai tu, e corect. Și în fine, dacă vrei să variezi rezoluția, poți să pui responsive images, că e mult mai ok. Dar oricum, felicitări pentru notă, e, e bună. Uh, mai ai niște probleme de accesibilitate. Și de SEO. Aparent, a, ah, pentru că n-ai link aici, e perfect normal. Don't worry about it. <coughs> Da. Bun. Uh, Wave-ul pare să nu fi se încarce, dar ți-am zis deja de probleme de accesibilitate, iar Yellow Lab Tools văd că dă scor bun totuși. Cu excepția faptului că sunt niște selectori redundanți pe aici, dar... na. Din nou, e o librărie de animații, probabil și... Orice librărie vine cu chestii extra, prin definiție, de care poate n-ai nevoie. <coughs> mă rog, în afară de Tailwind care face tree shaking, da? Și acolo sunt niște lucruri în plus de care n-ai nevoie și pe pentru care nu poți să faci tree shaking, din păcate. <coughs> ok, și aici n-ai lazy load pe poze. Dar în rest, good job. Țină tot așa. Bun, mai departe. Uh, Bogdan. Bogdan Paul Prisăcaru. Sper că am citit corect diacriticele, care nu există. Uh. Așa, mulțumesc frumos, Daniel, Înainte să trecem la uh, profilul de LinkedIn al lui Bogdan, fac și o pauză de apă. Mm -hmm. Și șeruiam această tehnică de frontend care e foarte utilă, de care am zis mai devreme, de, e vorba de clamp. Se poate folosi nu doar la size evident, ci la orice dimensiune, la width-ul pozelor, la height-ul pozelor, la uh, practic la orice. Și e o funcție liniară, cum vedeți aici. Pleacă de la minim, ajunge la maxim și se duce liniar de la minim la maxim, uh, exclusiv din punctul în care uh, funcția de creștere se, e inclusă practic în intervalul ăsta. Bun, mai departe. Deci Bogdan. Bogdan, uh, îmi place foarte mult că ai un logo aici și uh, titulatura de web developer e un uh, punchline perfect, ca să zic așa, pentru uh, prima impresie pe care o am în momentul în care deschid uh, portofoliul tău, adică portofoliul, doamne, profilul tău de, de LinkedIn. Uh, web developer slash designer seeking entry level opportunity. Ok, e un tagline foarte bun. Văd că l ai, -ai prieten și pe Bogdan Nistor, ceea ce e super. Așa. ești open to work, e perfect. Și asta contează ocazional, adică treaba asta verde de aici. Apoi, passionate about technologies and kin attention to detail, self-motivated and enthusiastic, I'm currently studying first year at Universitatea Politehnica București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Now I'm open to new career opportunities as an internship, as an intern, no as an internship, or, or entry-level job, sau so for an internship or entry-level job, mai degrabă, which can help grow my programming skills, always ready for new challenges. Bun, deci for, aici în loc de as și e perfect Uh, nu prea ai postări, ceea ce înseamnă că activitatea ta nu se poate evalua, și ceea ce înseamnă și că nu poți să îți adaugi ce am eu pe profil, și anume uh, partea asta de featured, care este foarte utilă pentru că poți pui linkuri aici din observi. Eu am pus mai multe linkuri de pe YouTube, dar aici poți să pui uh, 5 linkuri de oriunde. Oportunitatea asta e excelentă pentru că linkurile astea de oriunde poți să trimită omul care îți vede profilul pe portofoliul tău, pe un proiect din portofoliu tău sau oriunde altundeva unde ți se pare relevant ca să convingi omul respectiv că ești angajabil. Deci, E o oportunitate pierdută să nu postezi linkurile astea direct aici în, în, LinkedIn. Chiar pe homepage ar trebui să le postezi și după ce le postezi o să-ți apară ca fiind selectabil în asta de featured. Uite aici. Deci în, în cum zice, în funcționalitatea de featured. Aici de fapt. Add a post și Poți să selectezi dintre postările pe care le-ai făcut pe în, în mod public. Bun. Din punctul meu de vedere, ți-am zis, portofoliu e esențial să-l pui acolo și poate unul sau două proiecte mai importante sau orice link care a putea să convingă pe cineva că te pricepi. Așa. Educație, faptul că ești la poli, e un mic avantaj, nu e substanțial, dar ajută pe unii, unii angajatori să îți dau un pic de credibilitate. Așa, skills, faptul că ai trecut de skill assessment-urile de la LinkedIn pentru frontend, PHP și Git e perfect. Ia să vedem toate skill-urile. CSS, WordPress, HTML, e super că, că ți-ai luat din timp și ai făcut skill assessment-urile astea și le-ai pus aici. Următorul pas ar trebui să fie să ți le valideze cineva. Nu știu dacă se mai poate chestia asta, actually, dar ar trebui să se poată, că la mine s-a putut. Dacă ai fi conexiune cu mine, aș putea să-mi votez faptul că da, te pricep la front-end development cu un mă rog, bifând ceva în dreptul skill-ului respectiv, în profilul tău. Și asta înseamnă că ar trebui să ai niște conexiuni care să facă asta. Adică ai 12 conexiuni, acum e foarte puțin. E normal cumva, fiind la început, dar pe măsură ce faci proiecte și chiar uh, interacționezi cu oameni și chiar demonstrezi valoarea uh, skill tale, ar trebui să începi să, să ai voturi aici, ca să validezi, să ai un social proof, practic. Uh, la Projects, văd că ai link către portfolio, dar uh, observ că nu arată la fel. Feature-ul ăsta cu... Uh, comparat cu show project. Deci ar, ar trebui să ai și și. Și featured cu thumbnail-ul frumos și uh, show project așa. Bun, ne uităm imediat pe el. Deci e foarte bine că la ai aici, dar e cam ascuns, asta vreau să zic. E și e păcat să fie așa. În plus, pentru social proof, cum ziceam, o să mai ai nevoie în momentul în care faci un proiect pe bune și, sau ai un job pe bune și colaborezi cu cineva să adaugi și recomandări. Cum o să găsești la mine aici mă rog, eu am 17 momentan, măcar unul o să-ți valideze faptul că ești cum să zic, un specialist în care poate un recrutor să aibă încredere. <coughs> Scuze. Bun. Um, în rest, arată bine profilul. Uh, eu aș zice că e, nu știu, 65%, 70% gata dar mai trebuie mici ajustări ca să fie perfect. ce puțin pentru entry level, first time opportunity. Apoi, uh, site-ul tău. Uite, văd ca ai niște proiecte pe aici. Cartier Austriac, Dirty Fries, Flaming Skies. <laughs> Ar putea să pui linkuri către toate astea în Featured, cum ziceam. Cel puțin ordonate după cât de ești de ele. Cred că așa ai făcut și aici, which is very nice. Aștept mai 5 CSS3, Bootstrap, JavaScript, pe HP. Ok, și chiar este un site live. E perfect. Oamenii ăștia de la cartierul austriac, dacă au profil de LinkedIn, ar trebui să vină și să-ți dea un, o recomandare. Știi? Adică ar trebui să ți intre în sânge să strângi feedback pozitiv de la oamenii cu care colaborezi. Evident, dacă au feedback pozitiv să-ți dea și ideal ar fi să aibă. Astfel încât na, profilul tău să fie mai credibil pentru potențial angajatori. Um, și fiindcă, mă rog, adică uh, aș vrea să să nu intru foarte mult în detalii pe site, o să mă uit foarte, foarte rapid cu auditorul, dar uh, dacă vrei să analizăm și site-ul în detaliu, uh, trimitem-l și ne uităm data viitoare peste În detaliu, adică foarte în detaliu, inclusiv pe design, pe responsiveness, pe, pe toate toți factorește. Până atunci, ți-am zis, uh, profilul de LinkedIn arată foarte bine. Uh, M-aș uita și pe CV, dar n-aș vrea să, adică, mă rog, ia să vedem, să-l deschid aici la mine să vedem dacă e ok. Da, l-am deschis așa. Nu? Ok, cred că putem să ne uităm un pic pe el. Uh, bun. Nu o să arăt partea de sus care are telefon și de asta și no, nu vreau să ai probleme, dar uh, e destul de bine structurat. Mă deranjează că are două pagini pentru că bucata asta poate fi omisă lejer. Am senzația că ai folosit un template din ăsta gen uh, Europass sau ceva similar. Și e păcat că nu... N-ai nevoie, știi, de așa ceva. Adică... Uh, Descrie e foarte uh, binevenită și cuprinzătoare și e foarte ok să o lași aici. Uh, Schilurile digitale tot așa sunt utile pentru scanarea rapidă a omului care verifică CV-ul. Uh, faptul că ai pus detalii despre proiectele astea două 3, 4, 5 e excelent. Dar uh, aș condensa un pic situația. Aș mai scoate din caractere aici ca să încapă și api ăsta pe rândul ăsta ca să mai salvez un rând. Um, ok. Un <laughs> link de mega aici uh, cu un proiect în C e în regulă. Um, Bun, și aș pune și, adică aș mai scoate din spațiu de aici, de aici, din zona asta, din zona asta, cumva aș, aș condensa ca să, ți-am zis, să, să încapă tot într-o singură pagină, că informațiile de aici, eu aș zice English B2 și gata, nu nu trebuie tabelul ăsta absolut deloc. evident aș scoate și paginați de care n-ai nevoie. Bun. Cât despre site, văd că ai niște um, probleme de, era uh, să zic, securitate, de accesibilitate, niște label-uri lipsă pe aici, fiecare input ar trebui să aibă un label atașat, fiecare heading ar trebui să aibă un text în interiorul lui, nu înțeleg de ce heading-uri aici, dar în final, Uh, linkurile n-ar trebui să aibă, n-ar trebui să fie goale, ar trebui să aibă tot așa text în interior, chiar dacă e ascuns. Poți să-l uh, caută uh, screen reader only uh, și o să înțelegi la ce mă refer. Că poți să ascunzi niște text fără să-i dai display none și to cu toate astea să nu apară să nu se randeze în pagină, să fie citibil doar de screen reader. Și asta rezolvă problema cu empty links și poate și cu form labels. Deși, și uite, dacă ai avea label-uri... Ia să vedem. Nu, nu aici, scuze. Ah, uite, performanța e um, Dacă ai avea label-uri, dacă aș da click pe name, s-ar face input-ul ăsta highlighted. Adică, ar face focus pe el, asta vreau să zic. Da. Iar genul ăsta de underlining nu prea e să practică uh, cu spații underline sau cu underline-uri ca în loc de spațiu. Sau în fine, cu underline pe spațiu în cazul ăsta, cred. Uh, în fine. Dacă vrei tu să-l păstrezi să atragi atenția, e ok, dar... În fine, nu o să intru în detalii. Bun. Performanța e problematică din câte văd. Ai foarte mult JavaScript pe care nu-l folosești. Mă rog, ai un recaptcha pe care ar trebui să-l încarci totuși cu uh, delay, adică lazy, nu lazy, cum îi zice, async defer. Uh, ai niște fonturi încărcă sau nu, AdSense, AdSense pe site. Ok, și ai chat de la Facebook pe site? Nu l-am observat. Da, e cam mult, sunt cam multe scripturi pe aici. jQuery-ul eu l-aș încărca local. Ah, bootstrap. <laughs> Cum ziceam și din ori, ar bootstrap-ul să te mănânce. Um, e... Există și varianta mai bună de framework-uri de, framework de CSS. Încearcă Tailwind și o să vezi cât de mișto Da, bun, deci la performanță e slăbuț și va trebui să mai lucrezi. La accesibilitate, am zis de label-uri și așa mai departe și îmi răspund să fie ok. Așa, și aici 8 mega total weight, ceea ce e enorm. Din cauza recapture văd, din cauza unei poze, a mai multor poze de fapt, și a unor videouri pe care ar trebui să le încași pe toate, pe toate, pe toate cu lazy loading. Ce să mai zicem? 10.000 de, rând, de reguli de CSS, 700 de culori, 2900 de folosire ale important, e clar. Îmi pare rău, dar așa e cu bootstrap. Bun. Deci, keep up the good work, ești pe drumul cel bun, nu te lăsa, mai un pic de lucru, cel puțin la profil de LinkedIn și la CV. Iar la site-ul mai un pic mai mult. Un, un pic mai mult. Ok, mai departe. Așa. Eu cred că am dat click pe linkul greșit de la Weather App pentru că eu văzusem. A, ah, da, corect. Asta este linkul corect. Aia era, era sursa. Pe mine m-a întrebat mai devreme locația. Um, și am zis location access allowed. Uh, ca best practice, așa, oamenii se sperie când le ceri uh, imediat ce se încarcă site-ul, le ceri chestii. Și cred că ți-a mai zis ceva cineva și pe Discord treaba asta. Uh, un best practice ar fi ca în momentul în care se încarcă prima dată site-ul să afișezi un modal în care să-i zici userului, băi, alegeți orașul sau dacă vrei putem să auto -detectăm orașul pentru tine și când dă click userul atunci să declanșezi uh, geolocation uh, access astfel încât să ieși automat locația și după aia userul să poată să o și -o schimbe dacă vrea. Acum arată corect militar Ilfov. Mai devreme arăta ceva cotroceni sau whatever. Nu, nu că e o diferență prea mare de distanță, dar nu e chiar acolo. Adică sunt niște kilometri buni. Da. În rest, e mișto aplicația, ce obțin din ce m-am uitat eu așa rapid. E destul de stufoasă, ai folosit tot API-ul, <laughs> adică e foarte bine că te -ai... ai folosit toate datele de acolo și inclusiv un format vizual. Adică prezentarea e foarte frumoasă, e arată bine, cu excepția acestei bare albe, trebuia să pui efectiv fundalul colorat și pe HTML, cred. Dacă nu mă înșel. Uite, dacă o colorăm HTML-ul în culoarea asta se rezolvă problema. Culoarea asta fiind tam tam tam, culoarea asta fiind hmm? Ce culoare e asta? Asta e culoare. Gata, problem sunt. Și mă rog, apare și scroll aici. Uh, nu înțeleg de ce. Poate pentru că pe mobile tu te bazezi pe faptul că este overflow X scroll. Asta e buba. Huh. și dacă scot overflow X scroll. Overflow X auto. E mult mai ok. Și o să vezi imediat de ce. Dar în fine, poate nu o să vezi. Adică nu înțeleg ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi lăsat default Ea să dau un refresh și o să pierd un pic din... Așa. Da, pare să nu fie afectat experiența în vreun fel. Deci Overflow X Auto e mai ok decât Overflow X Scroll. Pentru că Overflow X Scroll forțează tot timpul scroll Ceea ce nu-ți dorești. Știi? Auto e doar dacă are nevoie să pună scroll-ul, să pună scroll. văd că n-are. Așa, și experiența pe mobile pare decentă. Primul ecran ar trebui să fie ăsta, de fapt, ia să randez în emulator. Da. Arată bine. E ce trebuie. Wow, și este 12 pe noaptea, sunt 6,3 grade afară. Așa. Calitatea aerului 310. Mm. 22 de km pe oră încep să bată vântul nasol da bun uh, felicitări pentru aplicații uh, e chiar au un weather app cum trebuie uh, am o singură așa reținere mă mă un pic mă, mă deranjează un pic alinierea typeface-urilor în anumite locuri Adică ok, aici e centrat și e foarte bine că e centrat, box-ul ăsta arată excelent. Um, în combinație cu restul lucrurilor de aici, uite vezi, weather ăsta e pe verticala undeva pe aici, hourly weather e undeva mai la dreapta, eu aș fi aliniat hourly weather cu weather și cu weather highlights. Adică astea trei titluri, dacă vrei, le-aș fi pus pe aceeași verticală pe desktop, fiindcă am loc și pot să le aliniez corect. Asta ar fi însemnat să scad padding-ul pe laterale, ceea ce n-ar fi fost o problemă majoră, e, e un compromis bun. Știi, adică mici, mici detalii de design cred că ar fi putut să, să îmbunătățești, dar sunt mai degrabă subiective, cred. Adică nu cred că e o problemă major Așa, revenim la auditor. Hai să vedem și cu partea tehnică cum stai. Din nou Lighthouse Wave. Aici deschidem și validatorul și la laptops și observatorii de data asta. Pentru că pare să fie cumva în stadiile finale de dezvoltare a acest proiect și merită un pic mai multă atenție. Performanță 96. Felicitări! Aici e o singură chestie pe care trebuie să o faci la web load. Trebuie să te asiguri că ai display swap, parcă, pe WebFont Pozele trebuie să aibă tot timpul width și height. Poți să le definești tu un width și height fix în funcție de width și height real, chiar dacă după aia îl schimbi în CSS. Și aici e în funcție de setările serverului. Bănesc că n-ai apucat să le optimizezi ca lumea pentru staticele tale. La accesibilitate văd că ai am mai multe probleme. Sunt niște area roles care nu se potrivesc. Niște butoane care n-au nume accesibil. Deci le trebuie un name, practic. Și html care nu are lang. <laughs> sunt, și astea sunt foarte simple de rezolvat. Adică în câteva minute ar trebui să fie să fie ok cu asta. Uite, best practices, request the geolocation permission on page load. Deci deja și uh, Lighthouse zice că e un best practice să nu faci asta. Și serves images with low resolution. Asta, poza asta are rezoluție mai mică decât o afișezi tu, ceea ce nu e ok. În loc de poza asta, eu aș pune un SVG, sincer ca să poți să-l afișezi la orice rezoluție vrei Ok. Um, pe PSO, n meta description. Și robotul de este bușit. Cred că dă un 404, dacă văd eu corect. A, ah, ori sorry, but weather doesn't work with... Nai N-ai static în rutul proiectului. Așa. Și e păcat să nu-l faci PV. O astfel de aplicație chiar ar avea sens să fie PV. Și ai putea chiar să o faci instalabilă pe dispozitive mobile sau pe desktop și chiar să trimiți notificări când e furtună afară sau whatever, chestii de genul ăsta. Adică gândește-te să o extinzi, că e, e foarte mișto. Adică ai o bază foarte bună de plecare. <laughs> Uite, mă întreabă de data asta mă întreabă uh, rutul iframe-ului, practic, uh, de geolocație. O să-i dau o Bun. <coughs> html e valid. Excelent, bravo, felicitări. Așa. Uh, cel puțin s-ar putea să, să fi vorbit prea curând. Dacă e Create React app în spate, uh, să dau un zoom out aici și aici, maybe, și un View Page Source. Da, este Create React App, m indus în eroare. Deci validitatea codului tău nu este pe bune, pentru că tot ce se încarcă este client side și validatorul respectiv nu știe 100% client side de nu știe client side în general, știe doar server side. Eu uh, e un best practice să îl faci, să faci aplicația măcar parțial uh, hidratabilă, adică să faci SSG sau SSR. În cazul tău, cred că ambele sunt ok. Cu niște placeholder frumos, you should be fine. Bine, n-ai nevoie de SEO sau ceva, pur și simplu e un best practice să ai ceva încărcat chiar dacă e nu are JavaScript-ul activat, spre exemplu. Așa, iar la Content Security Policy văd că ai niște mici probleme, ar trebui să validezi un pic, adică să te uiți prin setările serverului, deși nu, never mind, că l-ai deployat în în cum îi ziceam, pe Netlify, probabil, sau pe, așa, și nu prea ai control, deci it's fine. Iar Yellow Lab Tools zice că e tot ok. Aproape. Felicitări. E un score excelent, 98, pe Yellow Lab Tools. Dar din nou, Yellow Lab Tools nu știe foarte bine server, client side. Deci, cred că tot așa, eu o șmecheriu. Bun. Uh, și asta este codul n-am timp să mă uit prin el, din păcate, îmi pare rău, dar o să fiu curios un pic la o singură chestie. Deci, ai Assets Components Helper Store. A, ah, și în View aplicația, deci nu e Create React App, este chiar View clasic, standard, câte văd. Uh, culmea că View are support de first, first class citizen pentru SSR și SSG. Deci ar trebui să-ți fie foarte simplu să îl faci așa. Oricum, felicitări, e, e o aplicație mișto. Uh, bun, Paul. Paul a ales să facă un fundal colorat și să facă scroll în interiorul acestui container. Să vedem cum arată pe mobile. Art refresh frumos. Vezi tu, uh, e mișto grafica asta, dar dacă îți taie din font, uh, eu aș fi preferat ca header-ul ăsta să fie totuși un pic mai sus. Și asta înseamnă că și imaginea să fie un pic mai mică, I guess. Uh. Ceva de genul ăsta și cu margin tot mai mare. Cam așa ceva. Adică așa are impact mult mai mare pe un telefon de recrutor decât uh, cum era înainte. Asta vreau să zic. See my projects, download the CV, about me. Asta nu sunt clicabile, nu înțeleg de ce le-ai făcut altă culoare. Și nu înțeleg de ce este scrolabil pe orizontal acest, uh, acest box, acest container. Pe 320 de pixel. Probabil că ai un element care e mai mare decât ar trebui să fie. Uh, și s-ar putea să fie chiar poza? Nu. Nu e poza, e ceva din interior de aici, cred. Ba nu, e că exact s-ar putea să fie poza. Ia, să văd dacă micșorăm poza mai mult. Da, poza era. Ok, deci fă poza un pic mai mică, by default. Uh, pe rezultimi, cel puțin. Așa, deci astea dacă nu sunt linkuri, înțeleg că le-ai highlightat un pic, dar obții efectul invers. E un loc le-aș face bold și le-aș face fundal mai închis ăstora. Pentru că așa se văd mai nasol decât s-ar fi văzut. Așa. Vezi? Adică așa e un pic mai bine, deși cred că și un padding orizontal ar merge în html aici Adică pe toate cuvintele, ca să, să fie mai ok uh, Și nu înțeleg de ce le repeți Și din nou, nici asta nu sunt adică nu, I don't see the point here Nu văd de ce, de ce le zice aici și aici, de două ori Mă proiectele par simpluțe Uh, movie aposta, cred că este la din. Ia. Uh. Yeah. Da. Ai folosit un, uh, un tutorial, nu mai știu care din ele, e are proiectul ăsta în el, e foarte bine. Nu prea ai context în schimb, adică ok, aplicația funcționează, api merge, dar designul e un pic cam simplu. Adică aș fi făcut și restul contextului vizual pentru site-ul ăsta, ca să dea impresia că e complet. Plus că titlul se numește document, adică nu. Ai, ai niște detalii care îți lipsesc. Nu o să stau să, să tehnic site-urile astea 3. O să mă uit un pic pe Uh, site-ul de portofoliu. Din nou, Lighthouse. O nici nu mai deschid. Yellow Laptools. Așa. So. Deci, 79 no, cu imagini care nu sunt WebP și care sunt foarte mari, adică nu sunt optimizate. Și cu fontul render blocking și cu JavaScript render blocking, de fapt. Și CSS. CSS-ul înțeleg. Fontul sunt awesome asta nu are ce aici. Ar trebui pus în footer cu... Adică încărcat altfel. Imaginile au nevoie de width și height tot timpul. Depinde unde de plați, tu ca să știu dacă ai acces sau nu la sistemul de, setări de server. Da, deci mai un pic de lucru aici și la accesibilitate văd. Lipsesc niște texte pe linkuri și formularele n-au label -uri. imagini cu rezoluție mică. Și imaginea asta e de fapt foarte mică și tu o și mai mare decât ar trebui. Ok. Și asta e un aspect ratio prost. Mm. Interesant. Mai, mai rar. <laughs> și n-ai meta description. Ok. Deci sunt probleme minore. Nu sunt extrem de grele, dar e bine să le adresezi totuși. Și cu, să, ai grijă la contrast. Asta am observat că ai nici probleme cu contrastul pe site. pentru că ai ales să folosești fundalul la culoare, ceea ce nu e greșit, dar trebuie neapărat să ai grijă cum afișezi textul pe fundalul ăla ca să fie lizibil. Din nou, imagini prea mari, ce ziceam și mai devreme, foarte multe reguli pentru că ai... De ce ai at atâtea CSS-uri? de curiozitate. Ai fi putut să fie... Adică ai fi putut să le concatenezi, că nu e un proiect atât de mare încât să... fie nevoie să împarți în fișiere, mai ales dacă sunt atât de mari. Mă rog, înțeleg că ție ți-e mai ușor, dar poate la build poți să le concatenezi într-un singur fișier dacă ai un sistem de build in, inclus. Iar web fonturile sunt clar uh, perfectibile. Ar trebui să fie subset astea două. De fapt, awesome, eu n-aș mai folosi awesome în locul tău, că oricum n-ai nevoie în foarte multe lucruri, dar el, eu aș folosi SVG-ul și gata, ca să scap și de problemele cu fonturile astea foarte mari și de JavaScript-ul ăla din head și ai, ai rezolvat două probleme de performanță într-un singur foc da. Deci mai am un pic de lucruri. Designul e interesant și unic, așa. E glasmorphism, cum zicea cineva. Uite, Daniel mereu să aici pe chat. Deci are potențial layout dar mai lucrează un pic de altă. Așa. ce am... Ia să încerc mai scris aici, că văd că a scris destul de mult. Daniel mereu se zice că până acum am făcut pe hârtie, apropo de resursa asta pe care -am, de care v-am dat-o pe care v dat din ori. Eu n-am găsit calculatorul din prima, dar sigur e pe aici până la... Uite-l. Da. Așa. Uh, un tag bun pentru ascuns e template care e un tag cu hidden by default dar ok pentru readers n-aș recuge neapărat la uh, taguri nesemantice nu e un best practice să folosești taguri care n-au sens în contextul site-ului pe care îl vezi Da, toată lumea trebuie să renunțe la bootstrap după ce învață ca lumea CSC. Bun. Ok. Um, mai avem puțin. Mă mai scuzați o secundă, vă rog. I need a short break. Revin imediat, nu vă pun muzică pe fundal, dar sunt aici și revin. O secundă. Am revenit, scuze de întârziere. Daniel Cinca întreabă să mă mut de la construcție la facultate de IT. De ce nu? Dacă poți, go for it. Daniel mereu se zice, eu asta am făcut și la 39 de ani, deci da. Felicitări. Uh. că zice depinde ce vrei în viață pasiunea ar trebui să decidă până la urmă. Dacă ești pasionat în domeniu e mult mai bine să lucrezi în domeniul ăla decât în alt domeniu. Bun. Uh, mai avem o aplicație de evaluat după care o să vă las dar uh, revenim săptămâna viitoare în forță și cu cursul și cu uh, încă un live în care continuăm procesul de design nu o să fac nimic Până la următorul live, ca să nu pierdeți vreun pas important. Deci, o să facem tot toată munca în live pentru uh, reorganizarea minunatului meu document cu uh, resurse, adică asta. Așa, deja venind la aplicația de evaluat, avem un to list probabil, care are o imagine pe fundal care mă derutează un pic, în sensul că contrastul imaginii de fundal e foarte mare. În general, când pui o imagine de fundal, e bine ca ori să, imaginea de fundal ori să fie deschisă, iar interfața să fie închisă la culoare, ori să fie, interfa ori să fie uh, invers. Ca să nu vorbesc prostii. Deci, contrastul nu trebuie să fie în interiorul imaginii, ci între imagine și fundal, uh, și uh, foreground, și uh, interfață. Uh, deci, eu aici aș face ceva de genul ăsta. Uh, sim se identifica um depois se imagina uh. aí mais se dá se existe background opacity image peste. Dacă nu avem altă variantă, A. Ah. <laughs> never mind. Uh... cealaltă variantă este să scoatem de tot momentan. Varianta de fapt reală ar fi, ar fi fost să punem un after pe body care ar, să fie un uh, div care acoperă tot body-ul cu, cu un negru uh, RGBA0005 să zicem și ar fi rezolvat problema. Dar uh, în contextul ăsta o să zicem background black. Ca să fie mai ok. O să dau un zoom in. Your to do here, 1, 2, 3, 4. Add new task. Success, wow! Acest, uh, acest modal. Uh, eu trișez un pic, fiindcă m-am uitat uh, înainte pe aplicația asta, înainte fixă, înainte să intrăm în live și am observat o chestie. Acest div, da? Trebuie să fie un dialog, pentru că altfel nu este accesibil. Deci schimbă div-ul ăsta în dialog și uh, punei elementele de adică ochii okay, închide, okay, dar uh, punei și niște alte elemente care să uh, care ajută practic la, la UI. În contextul ăsta nu cred că ai nevoie de fapt de altceva, că am văzut că merge și click outside, dar uh, în general când ai modale e bine să folosești dialog din motive de. Uh, Accesibilitate. Dialog ce face e că face, uh, cum îi zice, focus trap. Adică, în momentul în care dai tab, poți dai tab doar în dialog, nu mai poți dai tab în afara lui. Ceea ce e perfect că fix asta-ți dorești. Uh, altfel ar fi trebuit să, să faci alte șmuchei. Printre altele, e unul din beneficiile de accesibilitate pe care ți-l dă dialog. Search something 4. Perfect. deré fix am Nationalal Gripp Typpeex JavaScript alert. 1. Da. Ok. Ce vreau să zic e că n-ar trebui să permiți caractere speciale în, în astea, pentru că unele din ele s-ar putea să zbușească display aici. Ai, deci ai un, mic, un, o minimă, un minimă sanitizare, ceea ce e perfect, dar tot eu n-aș permite caractere speciale în numele uh, task tascurilor. Bun, mai departe, dacă termină acest task, bam, warning, are you sure? Asta e, ar să fie tot dialog. Uh, yes. E cam agresivă animația asta. Da, în fine, e personal ce să zicem. Uh, neapărat coloana de name priority nu neapărat dar coloana de name neapărat, neapărat, neapărat trebuie aliniată la stânga aolo și ai folosit table -uri. ok, în, în contextul ăsta are sens, să zicem până la un punct, dar table este păcătos uh, table vine la pachet cu niște probleme de performanță dacă e foarte lung sau stufos pentru că el calculează tot timpul uh, dimensiuni și n-ai nevoie neapărat să, să facă uh, elementul HTML asta pentru tine. Deci, ok, să zicem că e ok table în contextul ăsta pentru că chiar e un table, dar eu l-aș totuși, totuși cu lista. Eu cred că am sechele de pe vremea când Table-ul era ostracizat în comunitatea developerilor uh, Și a fost ostracizat pentru că la început toată lumea folosea Table pentru layout Adică pe vremea când nu exista au de ce pe ăsta așa... Wait, wait, wait. Deci tu... Un display table room, okay. De ce are asta display flex? Iată. Așa, așa e corect. Um, deci, când ai nume sau texte sau chestii lungi, nu e bine să le centrezi. Trebuie să le aliniezi la stânga ca să fie mai ușor de citit. Priority e ok că e un singur cuvânt. E un keyword. Deci merge pus pe mijloc. Options la fel merge linia la dreapta, dar asta niciodată. Și dacă facem o chestie mai lungă și se duce pe două rânduri, ia să vedem ce se întâmplă. Bun. Da. Și textul în left. Iar ăsta e un pic un cam sugrumat aici, i-aș zice Flex shrink 0. Da? Și alinierea verticală ar trebui să fie uh, flex start. În fine, deci ăsta verde și 8 și low și astea ar trebui să fie pe rând 1. Și după aia restul celălalt ar trebui să fie pe rândurile următoare. Așa ar trebui să fie îl um, am, am găsit -am, la un moment dat niște resurse pe tema asta, dar nu cred că le mai am la îndemână. Uh, dacă mi-am uitat și pe Discord, poate îți caut resursele și ți le dau acolo. Uh, o să-mi ia niște zeci de minute probabil să le găsesc. Apropo de... How to style a table? Uh, sau so, design principles. Odată nu, nu e asta un link corect, dar îmi imaginez că principiile sunt similare peste tot. Um, cel mai corect link e ăla din Springhurst. Uh, element typografic style um, table a zobaczymy, jak go wesie masa i ewidentnie, że nie jest searchable. Nie, to jest. Nie jest searchable. Pacha. Dar oricum e o carte excelentă, recomand Scolduros pentru cei care vor să facă design sau sunt pasionați de chestia asta. Um, for the web, parcă era și o variantă web-based, așa, și aici poate căutăm table of contents, table. Da, nu, Tabular. Nu, no, îmi pare rău, nu, nu găsesc acum. Dar găsesc, adică sigur găsesc la un moment dat ideea e că asta e un best practice pe care ar trebui să-l aplici. Mai departe, să vedem ce ați mai scris. Uh... A, ah, ok, asta este Background Changer, am înțeles. <laughs> Nu l-am văzut, îmi pare rău. Mulțumesc. E, e ce nice touch, dar eu n-aș începe cu fundalul cu uh, uh, poză din primă. Așa. Alexandru Nițu, dacă, deci să înțeleg că duminica viitoare în principiu al live, da, de acum încolo nu mai ratez nicio duminică. Mă rog, or să fie probabil niște excepții, dar uh, pe cât posibil o să fiu aici uh, în fiecare duminică cu voi în live-uri. Gabriel Petre, da, nu mi-au mai bătut capul, am băgat funcție de bug changer. Ok. M-a interesat funcționalitatea în sine în design E yeah. ok. Uh, N-am observat, îmi pare rău. Deci, uh, pe partea de UI, Mă rog. Efectiv nu l-am observat, nu l-am băgat în seamă. Așa, filtrele sunt underrated. Uh, poți folosi filtre să dai blur pe spatele formularului și să îi dai darken. Ar fi interesant. Form, uh, formularului, da, asta a zis. Uh, Gabriel Petre zice modalul dau o librărie, o chestie de notat pentru ei uh, da, sau poți să o customizezi tu mai nou pentru dialog nu mai ai nevoie de librărie asta v-am să sugerez exact ce zistică. Uh, și da, Daniel are dreptate am încercat un code injection aici uh, în general, sanitizarea inputurilor e o chestie cu care n-ar trebui să te joci. Deci dacă faci formulare de orice fel, și server side, dar și client side, dar trebuie să-ți sanitizezi inputul ca să te asiguri că e tot ok. Bun. Uh, Tică zice, dacă nu ai nevoie de sortare, filtrare, nu aș recomanda librerii de javascript pentru tabele. Ori sunt proaste, ori foarte complex. Dacă ai nevoie de sortări și alte nenorociri, atunci sunt multe variante. Da. Uh, Daniel Cincă, mâine am cursul la construcții, mă bag direct pe din Project. E faci foarte bine, e un început bun, dar atenție, din Project e doar un, uh, o sursă de informație. Ar trebui să parcurgi toată lista de resurse pe care o tot ceresc eu non-stop, adică asta de aici. Robert Kirculescu, care ar să fie următoarele capitole ale cursului? Păi, în curs ne apucăm de HTML. În inițial o să facem HTML basic, adică o să vorbim despre taguri din asta mai standard și mai comune, după care o să facem un pic de CSS ca să le îmbinăm, după care o să facem un pic de HTML mai avansat, CSS mai avansat, JavaScript și mai vedem. <laughs> uh, momentan eu sunt concentrat pe următorul video care este introducerea în HTML propriu-zisă și primele taguri, primele principii de generare de HTML. Uh, Gabriel Petre zice, am îmbinat mai multe lucruri, funcția de search, pag pagination, editare, ștergere, am văzut că e destul de căutate și sublinează o parte din cunoștință. Da, e o idee foarte bună. Ia să încercăm editarea, apropo. Uh, uite, editarea aici. Ok. <laughs> Editarea aici. Da, nu, nu pare să îl deranjeze în vreun fel. Dar observi, e stă, uh, ghilimele mai mare și după aia începe scriptul și la tine se termină în... aici chestia asta. Înseamnă că restul e ori executat, ori nu știu, dă vreo eroare pe undeva. Dar eu n-am prins-o, deci nu știu dacă Mă rog, s-ar putea să mă înșel. Anyway. Uh, dacă închidem scriptul, ia să vedem ce se întâmplă. <gâng> -i> nu e executat scriptul deloc. Adică, mă cum rog, nu e băgat în seamă. Uh, aici task ID 5 nu e ok. Ar trebui să pui tot numele task -ului. și eventual să-l boldești cumva. Bun. Și dacă vreau să șterg asta tot așa, task ID 7 în loc de asta ar trebui să pui numele task -ului. Da. Funcționalitatea merge, e ok, uh, designul e perfectibil, adică tabelul în sine e în regulă cu excepția anilor verticale și orizontale pe coloana asta. Eu aș folosi aceleași dimensiuni aici. Padding stânga să fie la fel cu un padding stânga aici, padding dreapta să fie la fel cu un padding dreapta aici. Aliniază-le ca și cum ar fi într-un grid. Știi? O, o să ajute un pic la user experience. Și la search something adaugă și un emoji de search în text. Că e foarte simplu și ajută un pic. Bun. Um. Am putea să facem și asta, dar am senzația că e tot dinamicură. Deci n are sens. Da. Mă văd dreptate. Mm? Sau. De curiozitate, încarci totul? Da, am caz tot totul Normal. Bun. Uh, da, deci asta înseamnă că Lighthouse-ul nu, nu și are sens în contextul ăsta. Ok. E o aplicație ok, da, ți-am zis, aș regla problemele pe care ți le-am descris mai devreme. I-aș da și un titlu eventual un H1 14 pe, pe, pe sus pe undeva. And that's about it. Bun. Uh, bine. Cam atât pentru seara asta. Uh, hai să vedem dacă vă mai pot răspunde la câteva întrebări înainte să închidem. Cu multă plăcere, Alexandru uh, și Daniel. Apropo de exerciții, dacă te refer la exerciții din curs, încă nu, dar o să găsim niște variante ok. În schimb, procesul de evaluare a temelor din curs, aș vrea să fie un pic mai bun. Mi-a dat o idee excelentă să vă evaluați între voi, practic, temele și să mă ajutați cu chestia asta. <coughs> să vedem cum o punem în practică. Atât timp cât învățați să folosiți Git-ul și GitHub-ul, n-ar trebui să fie foarte complicat. <coughs> Doar că ar trebui să stea cineva să centralizeze chestiile astea sau în fine, să se uite pe efectiv ce se întâmplă în temele fiecare. Dar să vedem câți, ce oameni interesați sunt și o să scalăm atunci un support grup din uh, voluntari. Așa. Uh, Gabriel, apropo de uh, aplicația asta de to -do, uh, la nivel de funcționalitate are tot ce -i trebuie în principiu. Uh, nu pare să aibă niciun lips. Mă gândesc că ții tot un local storage, Așa intuiesc, nu m-am uitat. Dar dacă ții totul în locul storage, este device specific storage respectiv și asta nu e rău. Adică e perfect ok să faci asta. Dacă folosești un storage persistent, e și mai bine, dar asta înseamnă că este shared între oamenii care testează, ceea ce nu cred că își dorești. Deci pentru use case-ul ăsta, cred că local storage e o variantă perfectă. Uh, tică, înainte de uh, PM Junior Voluntar pentru proiect, uh, eu aș căuta un om care să mediteze editeze de YouTube. Ca aș face mult mai multe dacă n-aș fi, fi nevoit să le editez tot eu. E un proces care mi-a foarte mult timp și e, nici nu-mi place atât de tare. Și mai ales dacă. Adică, asta cu cursul de acum încolo, sper să meargă mai bine pentru că nu o să am birol. O să fie doar cum vedeți aici. Ecranul așa și eu un colț. Și în loc de browser o să fie și browser și VS Code. -ul. Ceea ce înseamnă că o să fie mult mai simplu de editat. Dar pentru restul videorilor e mai nasol un pic. Și aș vrea să găsesc pe cineva să, să, mă ajute cu editatul. Dar o să vedem. O să fac niște anunțuri, poate să ofere cineva. Mă și simplu o să nu plătesc persoana respectivă. Da, momentan YouTube-ul ăsta face foarte puțin bani, deci n-am uh, buget pentru așa ceva, dar vedem. O să găsim o soluție eventual, sper. Oricum, asta nu înseamnă că nu mai fac videouri, deci uh, abia aștept, abia aștept. Abia, abia am așteptat să revin, să fiu activ aici pe, pe YouTube și în comunitate în general și sper să ajut cât mai multă lumea și de acum încolo și să ajungem de la 10.000 de subscriberi la aproape cât sunt acum, la 100.000 până la anul pe vremea asta. În fine, vedem. Andy Tech zice exact de asta îmi vine și mie să fac foarte rar videouri. Da, iată. Cred că, adică live-urile sunt mult mai simple pentru că nu am nimic de editat. Este ideal. Uh, o variantă ar fi să fac mai multe live-uri, dar e, se pierd. Adică nu, nu e suficient cumva. Uh, Videoclipurile mai gândite și cu uh, chestii scrise din timp și cu mă rog, planul făcut și așa mai departe uh, au alt fel de impact cumva. Uh, Live-urile astea care se lăle de la 8 seara la 1 noaptea. Uite, mai sunt 20 de oameni în feed. Adică n-ajunge chiar la toată lumea informația asta. În fine. Bine, mulțumesc mult de prezență uh, și de uh, ajutor cu idei. Urmează ca data viitoare să facem designul uh, pe framework pe uh, cum le zice. Am obosit. Warframe-urile pe care le-am făcut astăzi împreună și uh, în câteva live-uri o să și finalizăm proiectul ăsta ca să înlocuim această minunată listă de resurse cu ceva mai util pentru voi. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară minunată în continuare sau o noapte bună de altfel, uh, că e 12.41 noaptea și ne vedem săptămâna viitoare. Uh, și în live și sper eu și cu un nou curs de front-end development în română complet gratuit. Bun. Noapte bună și succes în carieră.